Dați-i voi să mă prezint, sunt profesor universitar Neagă Mihai, de la Academia Forțelor Terestre Nicolae Băcescu, din Sibiu. Sunt onorat să conduc această ședință și în același timp de colaborarea cu Academia Alexandru Cel Bun. Aș vrea să vă prezint ordinea de zi. Evaluarea și susținerea publică a tezei de doctorat cu tema Influența spațiului geografic în desfășurarea operațiilor militare pe teritoriul Republicii Moldova. Distinși membrii Comisiei, onorată asistență, vă prezint membrii Comisiei de susținere publică a tezei de doctorat, numită prin decizia rectorului Academiei Militare a Forțelor Armate, Alexandru Cel Bun, din Chișinău. Comisia este formată din președinte, următorul m-am prezentat deja, și sunt asistat de secretarul comisiei, domnul conferențiar universitar, dr. Gheorghe Mereuță, pe care îl salut. Membrii conferențiarului universitar, dr. Abilitar Vitalie Sochircă, de la Universitatea de Stat din Moldova. Domnul profesor universitar, dr. Domnul Stamacu, de la Universitatea Națională de Actuare, care va fi domnul profesor Ișar, la de la Universitatea Națională de Conducătorul științific este domnul conferențiar universitar, dr. Igor Sofronescu. Consultantul științific este domnul rector universitar, dr. Stan Mantor. Și bineînțeles că vă prezint și candidatul la titlul științific, care este domnul Iurie Ciubana și pe care îl salut și doresc mult succes în acțiunea pe care o va întreprinde. Ședința de susținere publică a tezei de doctorat se desfășoară în format online astăzi, 18 martie 2022. Vă rog să-mi permite să-l invit pe secretarul comisiei, domnul conferențiar universitar, dr. Gheorghe Mereuță, să ne prezinte activitatea de doctorat a domnului Iurie Ciubana pentru data studiilor de doctorat, precum și documentele din dosarul candidat. Vă rog, domnule. Stimați președinte al comisiei, stimați membrii comisiei de doctorat, am onoarea și vă aduc la cunoștință conținutul dosarului doctoranzului Ciubana Iurie pentru perioada de studii 2015-2019, care a acumulat numărul necesar de credite. Dosarul este constituit de următoarele acte, documente. Extras din decizia Consiliului Științific al Academiei Militare de aprobare a temei, conducătorul științific și a comisiei de îndrumare. Conducători au fost numit domnul doctor conferențiar Sofronescu, consultant științific domnul Stan Anton, membrii profesor universitar Nisu, profesor universitar Stancu și doctor habilitat Manolae. Declarația cu privire la originalitatea tezei de doctorat. Lista lucrărilor științifice, curriculum vitae, raportul de similitudine, rezoluția cu privire la raportul de similitudine, adeverința privind parcursul programului de doctorat, notificarea privind predarea tezei de doctorat, dispoziția școlii doctorale cu privire la admitere pentru evaluarea preliminară a tezei de doctorat. În baza solicitărilor înaintate, teza de doctorat a fost examinată de 2 ori în cadrul comisiei de îndrumare. Există procesele verbale în comisiei de doctorat, prin care a fost aprobat acordul pentru înaintarea lucrării la susținerea publică cu aprobarea Consiliului Științific al Academiei. Acordul conducătorului științific și al comisiei de îndrumare privind admiterea pentru susținerea publică. La fel, cererea de formare a comisiei de doctorat, procesele verbale al ședinței Consiliului Științific numărul 1 și numărul 2 din octombrie 21 și din noiembrie 2021. Proces verbal cu privire la stabilirea datei susținerii publice, informații privind competențe profesionale ale membrilor comisiei de doctorat, avizul Consiliului Științific al Academiei Militare privind admitere pentru susținerea publică a tezei,
Extractul din proces verbal al ședinței Consiliului Științific de aprobare a Comisiei Doctorat, acordurile membrilor Comisiei Doctorat, lista organizațiilor unde a fost expediat rezumatul și teza, referatele de analiză, rapoartele referenților oficiale, copia actului de identitate a candidatului, teza de doctor, rezumatul tezei în limbi română și engleză, cereri pentru plasare pe site-ul ANACEP-ul a tezei și rezumatul. De asemenea, vă aduc la cunoștință sugestiile și propunerile expuse de către Comisia de Îndrumare ale Consiliului Științific al Facultății, al Academiei, mă scuzați. Pe parcurs au fost formulate mai multe observații, dintre care voi da citire celor mai relevante, mai esențiale. Chiar inițial s-a menționat să se renunțe la bibliografie din sursele Wikipedia, deoarece nu sunt considerate ca sigure. Au existat foarte multe aspecte de formulare. Spre exemplu, dau citire mutamor. În pofida problemelor timpului, precum se propune în contextul problemelor, adică se formulează problemele conform timpului, actorii politici și argumentări în acest sens. A fost referire la unele abordări privind teatrele de acțiuni și direcțiile strategice a zonei de operație. S-a menționat aici teatrele de acțiuni de sud-vest, care a fost, noi cunoaștem încă din 1984 și se considera unde face parte Republica Moldova, sediul care este astăzi Ministerul Apărării. Deci o problemă esențială a fost menționată de divizarea teritoriului Republicii Moldova pe două zone de operație, nord și sud, însă a fost o scăpare referitor la municipiul, mai ales a capitalei, și unde nou era menționat, deci mai detaliat. Un alt subiect referitor la capitolul 3, intitulat tipologia structurilor operațiilor militare, deci s-a făcut o referire la amenajarea genistică, locul, rolul, teritoriul, amenajarea genistică. Se propune a face o paralelă referitor la aspectul teritoriului național și cum el influențează asupra amenajării geniștii. Propunere de stabilirea scopului lucrării, deci s-a menționat că scopul divizat în mai multe, secundar, principal, nu se menționează, deci scopul este unicul și s-a corectat aceste lucruri. De asemenea, merge vorba de a exclude din descriere în teză a metodelor dialectice, deoarece dialectica face parte din metode filosofice și metode universale, ceea ce nu trebuie să se expună. Multe momente de exprimare. Spre exemplu, caracterul interdisciplinar nu se relevează obiectiv, deci s-a propus să substituie, se fundamentează, se definește. Au fost menționate multe recomandări la finalul tezei, deci erau între 13, s-a considerat, s-a propus să se să fie mai succint și să se ajungă undeva la 5-7. Și în final s-a propus ca teza să fie redactată de către specialist tehnic și tehnic și literat și ca o recomandare doctorantului să se consulte cu un specialist din domeniu. Domnul președinte,
Am finalizat. Mulțumesc domnului profesor Medeuță pentru prezentarea făcută. În continuare, vă rog să-mi permiteți să dau cuvântul doctorandului pentru a prezenta în sinteză realizările din teza de doctorat. Asta însemnând aproximativ 20 de minute și sper că i-au trecut emoțiile inițiale la experiența domniei sale. Cred că o să avem o prezentare foarte bună. Vă rog. Vă mulțumesc. Stimate domnule președinte al Comisiei, onorați membrii Comisiei, am onorat să prezentez în cu denumire influența spațiului geografic în desfășurarea operațiilor militare pe teritoriul Republicii Moldova. Actualitatea temei investigate constă în abordarea multilaterală în contextul luptei armate moderne și anume importanța incontestabilă a influenței factorului geografic asupra desfășurării acțiunilor militare. Lipsa cercetării în domeniul geografiei militare la nivel național. Astfel, scopul prezenței lucrări este de a demonstra importanța geografiei militare prin elucidarea semnificației elementului fizico-geografice și operaționalizarea conceptului de fragmentare a teritoriului pe zone de operație, în vedere planificării, organizării și executării operațiilor militare în contextul apărării și asigurării securității statului. Atingerea scopului trasat impune realizarea următoarelor obiective. Argumentarea necesității de recunoaște geografie militară în calitate de componentă a științei militare autohtone. Determinarea direcțiilor teoretice ale geografiei militare în studierea elementelor geografice, naturale sau antropice. Relefarea corelației dintre elementele fizico-geografice, legile și principiile luptei armate. Analitica teoretic-conceptuală a legii și principiului luptei armate. Identificare pentru Republica Moldova a zonelor de operație, direcțiilor, alinamente și obiectivul prin prisma factorului militar de ordin ofensiv sau defensiv. Astfel, ipoteza lucrării consemn conducerea operațiilor militare va avea rezultate spontane dacă la pregătire și desfășurarea acestora se vor lua în considerație caracteristicile spațiului geografic și influența lui asupra luptei armate. Un alt punct important a lucrării este suportul metodologic, teoretico-științific. Pe parcursul și cercetării au fost utilizate metode, cum ar fi metoda analizei și sinteze, istorică, geografică, cartografică, metoda comparativă, de simulare acțiunilor militare și alte. Notatea științifică și evaluarea aplicativă a rezultatelor obținute pentru prima dată în Republica Moldova constă în cadrul științei militare naționale, geografia militară să fie considerată o ramură separată, având ca obiectiv cercetarea influenței spațiului geografic asupra luptei armate, delimitarea teritoriului național în două zone de operație, de nord și sud, definirea directorului operative și strategice ale Teatrului de Studii Militare de Studie, în cadrul căruia este inclus teritoriul Republicii Moldova. Direcțiile operative din cadrul Teatrului de Studii Militare vor dobândi o valoare operativă strategică, iar celelalte și o valoare operativă. Modelarea structurii forțelor armate în funcție de caracteristicile spațiului geografic. Constituirea comandamentelor operative pe timp de pace. Teza este structurată pe trei capitole, pe care de aceasta fiind dezvoltat în cadrul subiectului propriu. În capitolul 1 s-a realizat analiza lucrărilor și surselor privind principalele concepte teoretice asupra geografiei și în special semnificația geografiei militare ca o ramură interdisciplinară strâns legată cu știință militară și geografie. Deci, actualitatea studiului derivă din necesitatea identificării principalele factori și au stat la originea geografiei, precum locul și rolul geografiei în contextul actual. Rezultă scot prin relief faptul că geografia este de știință de ce artă. Aceasta ca lăuzitor și așteptori, la examinarea obiectivului de studii în prezent geografiei fiind înțeleasă într-un mod dominant, având considerat ca știință naturii și ca știință socială. Capitolul reflectă interdependența dintre elementele fizico-geografice existente într-un spațiu geografic cu legile și principiile luptei armate în funcție de nivelul opțiunii militare, ce poate fi de nivel strategic, operativ sau tactic. În același timp, legile și principiile luptei armate sunt
interdependență cu legile fundamentale ale legii care stau la bază organizării forțelor armate. Una din caracteristici luptei armate este că luptele se desfășoară în toate compartimentele geografice. Geografie militară, ca parte a științei militare, studiază spațiile geografice, teatre de război, precum și rezervele situate în aceste teatre, pentru a stabili potențialul de război. Cunoașterea din punct de vedere militar a spațiilor geografice și însuși a faptul că principiile războiului se găsesc într-o interdependență strânsă cu spațiile geografice, în cazul căruia se planifică și se organizează operația, ne determină să reafirmăm o cunoaștere aprofundată a principiului de folosire justă și creatoare a elementelor geografice și elementelor militare, cu spiritul ușurinței primordiale în planificarea operației. Spațiul ca factor geografic, cu caracteristicile și elementele ce determină locul, formă și amploare de clășere a acțiunilor militare, reprezintă arealul în care trupele desfășoară activitatea pe plan militar, în vedere trecerea la desfășurarea misiunile reprezentate. În urma studiului privind locul și rolul geografiei militare, putem conchide că fiecare dintre definițiile propuse în diferite perioade de timp conduc la concluzie că toți autorii, parțial sau integral, consideră că geografia militară este o ramură a științei militare, în același timp reprezintă o ramură a geografiei generale. Având în vedere că lucrurile și studii din perioada interbelică, precum și cel după cel de-al doilea război mondial, a avut ca obiect de studiu influența spațiului geografic asupra acțiunilor militare. Considerăm că și în secolul 21 va rămâne o preocupare constantă a cercetătorilor, experților militari. În opinia noastră, obiectul de studiu al geografiei militare cuprinde spațiul geografic cu toate elementele sale naturale și artificiale, potențialul de războiul statelor din spațiul geografic situate și influența factorilor geografic naturale asupra organizării, pregătirii și dusă acțiunilor militare. În urma studierii legilor și principiilor luptei armate, am ajuns la concluzia că majoritatea cazurilor sunt tratate similar. În acest context, în cadrul științei militare naționale, considerăm că lupta armată fiind desfășurată cu respectarea următoarelor legi și principii care sunt elucidate în lucrare. În acest context, legile și principiile luptei armate au o semnificație duală, din punct de vedere teoretic. Acestea creează posibilitatea elaborării conceptelor, doctrinii de întrebunțare a categoriilor de forță, iar din punct de vedere practic, contribuie la asigurarea multilaterală a forțelor armate, în vedere pregătirii și desfășurării cu succes a misiunilor. Cunoașterea și aplicarea lor în organizarea, planificarea și desfășurarea acțiunilor militare reprezintă nu numai o condiție esențială în obținerea succesului acesta, dar și aplicarea lor în corelație cu principiile luptei armate și elementele geografice ale terenului. În funcție de condițiile politice și economice și mutațiile conflictelor armate, s-a manifestat tendința de creștere a factorului spațial. A apărut necesitatea delimitării statelor, regiunii și zonele în care se desfășoară lupta armată. În prezent, geografia militară operează cu misiuni precum teatrul de război, teatrul de acțiuni militare și zone de operație, precum alineamente și obiective strategice, operative și tactice. Apreciind necesitatea cunoașterii dimensiunii, ale unei analize detaliate a unui teatru de acțiuni militare, propunem ca în cadrul exprimării de stat major, la capitolul destinat în mod specific, să fie întrebunțată următoarea structură, cadrul de analiză, caracteristice politice economice ale spațiului, date generale, componente de valoare raionului, condiții naturale, pregătirea operativă a teritoriului, concluzii și recomandări. În urma cercetării desfășurate, la capitolul dat, am ajuns la concluzie. Având în vedere că geografia comportă semnificație duală, atât ca știința naturii și ca știința socială, noțiunea de geografie militare, se desprinde din delimitarea duală în context militar, devenind o ramură a științei militare. Geografia militară are ca obiect de studii relate și interdependență dintre spațiul geografic, cu toate elementele sale naturale și artificiale, precum și potențialul de război ale statului. Evoluția mijloacelor de luptă au influențat asupra lărgirii spațiului geografic în care se întrebunțează forțele armate, a impus apariția noilor termeni, măsuri deci concepte și întrebunța în actul militar. Astfel, în contextul celor menționate mai sus, analizând configurația teritoriului național și luând în considerare obiective de importante strategice, direcțiile probabile ce converg pe teritoriul Republicii Moldova, ne determină să propunem stabilirea pe teritoriul național a două zone de operație. În capitolul 2 am realizat
descriere geografică militară a teritoriului Republicii Moldova, spațiul, factori de medici geografici, precum și influența acestea asupra acțiunii militare, din punct de vedere militar. Factorul geografic a fost permanent vizorul teoreticienului militar, iar în baza experienței istorice și a mutațiilor geopolitice și a văzut înducerea luptei armate au fost elaborate și puse la dispoziție numeroase teorii referitor la relația dintre fenomenul mediu-urban, luptă armată. Astfel, unele teorii amplificătește măsură rolul condițiilor geografice și de mediu al unui teatru asupra evoluției acțiunii militare. Altele reduc în relevanță acestor. În urma studiului putem concluziona că literatura de specialitate oferă atrișe realizare asupra rolului acestor factori și opinia referă de agilitate a fost confirmată și testată de-a lungul timpului în toate războaiele și conflictele armate. Așadar, condițiile geografice impun cerințe și particularități în organizarea forțelor armate, precum și determinarea priorităților între categorii de forțe, genul de arme, dislocare, înzestrare, formă și tehnică militară și, desigur, pregătarea cadrelor, instabilirea formului și procedurilor de luptă. Cunoașterea caracteristicilor geografice militare ale terenului și studierea teritoriului constituie un necesitate obiectiv, fără de care nu se poate concepe pregătirea și dușa acțiunii militare. Analiza terenului, resurse și influență condițiilor asupra acțiunilor militare, permite o analiză obiectivă la constituirea structurii forțelor armate, randamentul genului de arme, posibilitățile de asigurare logistică, pregătire pentru apărarea teritoriului național și luarea unor măsuri ce se impun în vedere organizării forțelor armate. Sub raport militar precizează că varietatea formă de relief, caracterul fragmentat al terenului, arată că pe teritoriul Republicii Moldova, acțiunile militare pot ocupi o diversitate de forme. Considerând că terenul în general avantajat de apărare, impune numeroase și complexe probleme, atât pentru ofensivă, cât și pentru apărare. Condițiile de relief oferă parțial avantajul organizării și mascării acțiunilor de luptă, precum și protecție împotriva armelor de mișcare în masă. În conținutul acestui capitol am abordat subiecte mai puțin elucidate în literatură de specialitate autohtonă, și se referă la importanța strategică pentru Republica Moldova a teatrului de acțiuni militare de sud-est și zonele de operație de pe teritoriul național, cu caracteristicile lor. Din punct de vedere geografic, Republica Moldova este înclasată în Europa de sud-est, iar din punct de vedere militar, în literatură de specialitate, este menționat în mod diferit. Așa, în lucrările specialiștilor români, termenul de teatru acțiuni militare se dublează cu un termen teatru acțiuni militare de sud-est și teatru acțiuni militare de sud-est. Totodată, în opinia specialiștilor militari sovietici și a NATO, această zonă este inclusă în teatru acțiuni militare de sud. În acest context, raportat la faptul situării Republicii Moldova în regiunea de sud-est Europei, considerăm că cel mai corect ar fi ca denumirea teatrului de acțiuni militare să fie de sud-est. Acest fapt este motivat din considerentul în ce privește caracteristică fizico-geografică ale teatrului de acțiuni militare. Acest real geografic este compus într-un complex geografico-spațial care, prin întindere și acoperire geografică, raportată la continentul european și zonele vicinate, este definitor în analiză și determinare importante pentru teritoriul Republicii Moldova. Deoarece acest spațiu geografic cuprinde întreaga paletă a sistemelor geografice continentale, șese gântii, podișuri, lanțuri muntoase, bazine hidrografice, aglomerări urbane. Analiza principalelor factori geografici care influențează desfășurarea acțiunilor militare pe teatrul militare presupune determinarea și descrierea principalelor direcții strategice și operative, care constituie elementul cheie geografic militar al întrebuințării forțelor armate în acest teatru de acțiuni militare la nivel continental. La stabilirea direcțiilor strategice și operative probabile de pe teatrul acțiunilor militare s-a ținut cont de un număr de factori, dintre care cei care prezintă o importanță mai mare sunt compartimentarea spațiului geografic, configurația politică militară de pe continent, orientarea și caracteristici sistemelor de comunicație, existența obiectivă și elementelor de instrumentare strategică și operativă, posibilitățile de concentrare a forțelor și mijloașelor în vederea desfășurării acțiunilor de importanță strategică și operativă. Astfel, Republica Moldova, aflându-se pe direcția strategică de nord-est, cuprinde trei direcții operative, respectiv direcția operativ-podolică, direcția centrală-ucraineană
și direcție sud ucraineană. Deoarece delictele operative menționate includ majoritatea obiectivelor strategice de pe teritoriul țării noastre, considerăm că direcțiile menționate pentru Republica Moldova prezintă o valoare operativă strategică incontestabilă. În urma studiilor și analizei geografice militare a teatrului comunitar și a poziționării geografice a Republicii Moldova în cadrul teatrului comunitar și raport cu direcțiile strategice operative care străbată și în spațiu geografic, am ajuns la următoarea concluzie. În contextul politico-militar și în situația de neutralitate a Republicii Moldova, este impresionată cunoașterea aprofundată din punct de vedere geografic-militar a principalelor caracteristici sociale, economice și culturale, spate și respectiv militare de țări. Identificarea și descrierea posibilelor opțiuni militare care se pot desfășura pe teritoriul Republicii Moldova. Punerea în acord a modului de acțiune precedat în doctrinele și regulamentele de luptele armatei naționale, pune și certezile și nevoile strategice și operative de planificare, stabilire și teoretizarea din punct de vedere doctrinal a zonelor de operație pe teritoriul Republicii Moldova. Descrierea zonelor de operație necesită o abordare minusoasă, care se răspunde în principal necesităților militare strategice de organizare și planificare a operațiilor militare de către armata națională, iar pe de altă parte se corespunde intereselor naționale privind apărarea țării. Din această perspectivă, propun în scopul fundamentării doctrinare a întrebunțării forțelor naționale pentru apărarea țării, precum și a României, raportate relații geografice militare, determinate de poziționarea geografică a Republicii Moldova, în cadrul teatrului comunitar Sovir, ca teritoriul țării să fie delizat convențional în două zone de operație, de nord și sud. În acest fel, se va crea cadrul conceptual geografico-militar, va utiliza instrumentarul geografiei militare în procesul de planificare a acțiunilor militare la nivel național. Divizarea convențională a teritoriului Republicii Moldova în cele două zone de operație este prezentată în detaliu cu prinsul anexelor. Astfel, analizând directele strategice și operative din cadrul teatrului militar, folosind instrumente științifice, am constatat că este necesară stabilirea două zone de operație pe teritoriul Republicii Moldova. Elemente noutate absolut în domeniul științei militare autohtone. La propunerea și stabilirea două zone de operație, teritoriul național a fost luat în considerare următorul fapt. Directele, obiectivele probabile de pătrundere al unui eventual agresor pe teritoriul național. Configurația generală și geografică a teritoriului, necesitatea și posibilitatea de acțiune militare cu forțe și mijloace proprii, posibilitățile de manevră și cooperare și sprijinul trupelor pentru diferite categorii de forțe armate și genotare. Pregătirea teritoriului pentru apărare. Realizarea unor scopuri operative și strategice în cadrul desfășurării cu armate. Etapa următoare constituie identificarea, descriere și analiză principalelor direcții ale elemente strategice operative, precum și obiectivele de importanță strategică în zona respectivă de operație, care constituie cu coloană geografică militară la trebuințării forțelor armate în aceste zone de operație. În contextul politico-militar actual, descrierea zonelor de operație necesită o abordare care se răspunde în principal necesităților militar-strategice de organizare și planificare operațiilor militare de către armata națională. Iar pe de altă parte se corespunde intereselor naționale privind apărarea țării. În urmă, cercetările realizate la nivel compartimentului am fundamentat teoretic următoare concluzii și deduse cum ar fi. Considerăm corectă și motivată teoretic delimitarea și denumirea teatrului de funcții militare să fie de sub-est. Valoarea direcțiilor operative din cadrul direcției strategice de nord-est al teatrului de funcții militare sub-est vor avea o valoare mult mai importantă. Divizarea convențională a suprafeței teritoriale a țării în două zone de operație, organizarea armate și a sistemului militar, dislocarea unităților și mari unități pe dintre conform necesităților operaționale. În capitolul 3 am modificat și analizat fizionomia operațiilor militare desfășurate pe teritoriul Republicii Moldova, în zone de operație de nord și de sud. Totodată a fost supusă analiza tipologiei și structura operațiilor militare, abordând secvențional și aspecte privind fizionomia operațiilor militare pe tip hibrid, în contextul desfășurării operațiilor militare pe teritoriul Republicii Moldova. În același timp,
A fost supus analiză evoluția autoritativă și anume noțiune de operație. În bibliografie de specialitate autohtonă se menționează operații reprezintă totalitatea acțiunilor militare, duse de mari unități militare, după un plan unic, în vederea îndeplinirii unui scop operativ sau strategic. În opinia noastră, operația militară este o categorie de luptă armată, ordonată după un scop, loc, timp și misiuni simultane sau succesive de lupte, lovituri și manevre, desfășurate de către grupări de forțe de nivel strategic și operativ, pe baza unui plan și a unei concepții unice, în vederea realizării unor misiuni strategice, operative sau operativ-tactice, în zone de operație, pe direcții strategice și operative, într-o anumită perioadă de timp. La fel ca și alte categorii ale luptelor armate operate, se va desfășura în conformitate cu nivelul artei militare. Elementele cheie constituie structura operației cu elementele sale definitorii, gruparea de forțe necesare, de acționate directori strategice și operative, dispozitivul de operație, sistemul de lovituri și amenajarea cinistică. Altfel stau lucrurile la nivel tactic. Unde structura luptei este compusă între elemente, dispozitivul de luptă, sistemul de foc și amenajarea cinistică a terenului. Astfel, în lucrările elaborate de autorele României, dispozitivele sunt adoptate luându-se în calcul faptul timpului. Astfel, este tratat subiectul în știință militară a Federației Rusă. De la formarea dispozitivului se pune accentul pe factorul spațial. O altă viziune a fost expusă de specialiștii militari din SUA, în opinia cărora dispozitivele sunt adoptate în funcție de importanță direcție de acțiune. În opinia noastră, conform cerințelor câmpului modern, se caracterizează lupte armate contemporane, credem că ar fi mai corect că la eșolarea forțelor să fie în cadrul principiul spațial. Prin urmare, dispozitivul de operație trebuie să includă următoarele elemente. Eșelonul 1, sistemul de conducere, eșelonul 2, elementele de dispozitiv ale forței de sprijin, rezervă și sistemul logistic. Desfășurarea operației militare în zone de operație nord și de sud, ipoteza pe care o luăm în studii are în vedere exploatarea diverselor game de acțiuni desfășurate în zonele de operație în cazul unor agresiuni militare. Astfel, din punct de vedere militar, revizuirea conceptului de apărare, trebuie să se prevadă planificarea, pregătire și întrebunțarea unor acțiuni comune de către structurile de forțe pentru a face față unor riscuri și amenințări de ordine militar. Prin urmare, dezbaterea subiectului în gază va fi fundamentată pe următoarele repere. Perspectiva schimbărilor intervenite în mediul de securitate, evoluția câmpului de luptă modern, organizarea structurilor de luptă și conceptul de întrebunțarea forțelor și mijloace în operație. De rând cu alte afirmate mai sus, apreciem că în contextul unei eventuale agresiuni, fizionomii operațiilor militare desfășurate pe teritoriul Republicii, probabil va cuprinde următoarele faze. Prima fază va începe odată cu declanșarea agresiunii desfășurate pe o scară largă, cu un flux major de informații psihologice, cât și strategice și operative, însumate sub o formă de operații informaționale specifice tuturor categoriilor de operații speciale. În faza a doua, importanță deosebită, vor avea acțiunile probate, ce se vor declanșa prin atacuri aeriene destinate să nemicească potențialul economic și moral, prin distrugerea principalelor centre economice, industriale și a morală populației. Acțiunile aviate în folosul nimerușilor trupelor de uscat vor avea o pondere secundară, limitându-se la strictul necesar. Faza 3, după declanșarea acțiunilor aeriene, va urma acțiune terestră, care poate fi bătaie imediat după acțiunea aeriană sau după o perioadă variabilă de timp. În etapa respectivă se prevede întrebunțarea trupelor de uscat în scopul ucilirii centrelor industriale și administrative. Aspecte privind fizionomia acțiunilor de tip hibrid în contextul dușilor operației militare pe teritoriul Republicii Moldova. Caracterul luptelor armate în contextul războiului hibrid capătă noi aspecte în vedere atingerea scopurilor politice. În acest context, concluzia mea că în cazul unui război hibrid, acesta nu se va declara și se va desfășura prin diferite concepte. Situația și condiții la care ne putem afecta sunt extrem de diverse, determinate de factori politici, diplomatici, economici, demografici, etnici, istorici, religioși și psihologici. De urmare de nana care va evolua, ce va capăta așa o apoare, încât în timp de câteva luni sau zile statul nostru se poate transforma într-o arenă de lupte, devenind o victimă a forței externe, scufundată în haos, într-un dezastru umanitar și război civil. Conform legăturii de specialitate și reșindepse unele Rusiei privind anexarea Crimeei, consideră că acțiunile războiului hibrid pot fi declanșate în trei faze. Prima fază constă în pregătirea
strategică politică, care se concentrează în vederea determinării vulnerabilităților strategice, politice și economice. Faza 2 constă în ducerea acțiunilor propriu-zise, nemijlocit la atac, care vizează obiectivele infrastructurii statale și militare. Operația ofensivă este sprijinită de o campanie informațională, de o amploare și este orientată spre eliminarea factorului de decizie, diminuirea rezistenței armate și a poliției prin afectarea psihologică a acestora. Faza 3 constă în stabilirea situației care reprezintă formarea unui guvernant de către un eventual agresor și asigură impunerea nouă reguli de conducere a societății. În urmă, cercetările desfășurate la subiectul dat, am ajuns la următoarele concluzii. Configurația precum și caracteristici geografice militare al țării noastre ne impune ca în scopul apărării Republicii, în fiecare zonă de operație, formarea a una-două grupări de nivel operativ-strategic. În dependență de situația operativ-strategică, fiecare grupare de forțe de nivel operativ-strategic va include în structura sa 2-3 grupări de forțe de nivel operativ. Pe timpul ducerii, pe timp de pași dimensionat cele mai importante mari unități ale acestei grupări, care vă permite la necesitate de desfășurare strategică și oportună. În urmă cercetării, temele abordate, colaborarea titlul Influența spațiului geografic în desfășurarea operațiilor militare pe teritoriul Republicii Moldova, am ajuns la următoarele concluzii. Dezvoltarea geografiei a fost posibilă, în corelație cu legile fundamentale dialectice, întrucât acestea reprezintă o teorie și metodă de cunoaștere a realității, cu legile și categoriile sale proprii, aflându-se într-o interdependență cu legile și principiul permanent. Republica Moldova, privită sub aspect geografic, este un stat mic, însă semnătatea acestui sub aspect militar, cu suprafață și contrafrontieră, privită în ansamblu, raportată la suprafață și ultima frontă, este unul echilibrat. Analiza conflictului militar din primele decenii ale milenului al treilea a evidențiat cu claritate mutații și au avut loc în desfășurarea acțiunilor militare, care și viitor se vor desfășura simultan în nivelul terestru, aerian și marin. O atenție deosebită trebuie acordată pregătire și duse acțiunilor de luptă în zone de câmpii, podii și de apă, care favorizează identificarea și lucrurile țintelor la distanțe mari, precum și executarea manevrei în toate nivelurile. În cea mai parte, frontiera de stat este cuprinsă între spațiul a două cursuri de apă, fluviul Nistru și râul Brut, ce se impune identificarea sectoarelor favorabile de forțare pentru trupe, concentrarea eforturilor în vederea cuceririi și menținerea unor cape de vot pe aceste sectoare. Datorită schimbărilor numeroase, produsele sau hidrografice, de-a lungul timpului spațiul geografic, ce poate deveni un teatru acțiunilor militare, impune studierilor cu atenție, iar studiile elaborate să fie permanent actualizate. Direcțiile strategice și operative din cadrul teatrului de acțiuni militare de studiez în Republica Moldova vor avea o valoare mai mare, ele fiind determinate de importanța obiectivelor naționale, iar configurată și caracteristici geografice militare de teritoriul național, direcțiile operative se confer pe teritoriul Republicii Moldova, impun fracționarea în zone de operație. În baza studiului efectuat și a concluziilor deduse, am formulat unele recomandări privind influența spațiului geografic în desfășurarea operațiilor militare pe teritoriul Republicii Moldova. Ministerul Educației și Cercetării, în comun cu Ministerul Apărării, vor introduce în învățământul militar în Republica Moldova un curs special de geografie militară, iar cadrele militare active în sistemul pregătirii de comandament vor studia mai detaliat spațiul geografic național în scopul folosirilor eficiente. Marius Atmajor, în scopul eficientizării conducerii rute armate, în cadrul unui război de apărare a țării, îi va reveni misiune de a delimita teritoriul național în două zone de operație, respectiv nord și sud. Marius Atmajor, pornind de la importanța obiectivelor strategice ale Republicii Moldova, care se încadrează în direcțiile operative din cadrul direcției strategice de nord-est, se redefinească importanța strategică pe acestea în desfășurarea rute armate pe teritoriul național. În așa fel, în arta militară națională, aceste direcții se comportă o valoare semnificativă, considerându-se de importanță operativă strategică. Ministerul Apărării Republicii Moldova, în cadrul procesului de reformă a forțelor armate și la constituirea grupării de forțe, va lua în calcul caracteristici geografice militare pe teritoriul Republicii Moldova, ce va duce la determinarea corectă a categoriilor de forță și a genului de armă din cadrul armate și a raportului dintre ele. Guvernul Republicii Moldova, în comun cu Ministerul Apărării, se vor preocupa de
îndestrarea și dotarea marilor unități cu armament și tehnică de ultimă generație, respectând principiul suficienței pentru operare și care se corespunde nevoilor și exigențelor grupului armate. Marea Stat-Major va constitui comandament operativ pe timp de pace, capabil în caz de criză sau război să preia comanda grupărilor de forțe de nivel operativ formate în această perioadă. Armata Națională trebuie să dispună de un astfel de potențial militar care să se fie în măsură să corespundă cerințelor în zilele de azi, fiind capabil să asigură integritatea și suverenitatea Republicii Moldova. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumim și noi, domnule doctorant. Conform procedurii, urmează sesiunea de întrebări asupra prezentării. Rog distinșii membrii Comisiei de Doctorat să adreseze întrebări candidatului și fac precizarea că doctorandul le va muta și va răspunde la întrebări și la sugestiile din referatele de evaluare a tezei de doctorat după prezentările referenților oficiale. Și v-aș putea să îmi permiteți să vă adresez eu prima întrebare. Puteți să-mi dați? Da, da. Ce elemente ați avut în vedere cu prioritate atunci când dumneavoastră ați propus două zone de operație pe teritoriul național? Am văzut afișate pe site, dar nu vreau să vă întreb o prioritate, o ierarhizare a acestor. Mulțumesc! Da. Dau cuvântul domnului conferențiar de Universitatea Dr. Gheorghe Medeluță, secretarul Comisiei, să vă adreseze întrebarea dumneavoastră. Mulțumesc! Următoarea întrebare pentru dumneavoastră, domnule doctorand. În opinia dumneavoastră, corelat cu subiectul geografiei militare, ce măsuri... Ce măsuri trebuie să întreprindem? Ce măsuri trebuie să întreprindă din timp de pace sistemul național de apărare privind asigurarea unei apărări strategice ferme, stabile, corelând cu geografia militară. Are în vedere și aceste elemente strategice. Vă mulțumesc. Vă rog pe domnul conferențiar, universitar, dr. Vitalie Tochircă, să adreseze întrebarea dumneavoastră. Da, vă mulțumesc. Vorbesc așa? Eu am, de fapt, câteva întrebări. Acum o să adresăm una. Domnule doctorante, cât de vulnerabilă este Republica Moldova, ca stat, sub raport geografico-militar, având în proximitate, un stat cu intenții și acțiuni revanșarde, militariste și teroriste. Cât de vulnerabili suntem noi? Da, mulțumesc. Pentru Republica Moldova mai sunt de actualitate
sau dacă nu, cumva, ar trebui să redevim și o altă zonă de operație. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule profesor! Îi dau cuvântul domnului profesor Laurențiu Grigore să adreseze întrebarea. Domnule doctorant, eu o să vă pun o întrebare legată de o anexă. E vorba de anexa numărul 27, dacă nu mă știu, nu este anexa 27. Este o anexă foarte interesantă și actuală, spun eu. Cu posibile acțiuni, consecințe în această zonă. Aveți acolo ofensiva dinspre sud-vest, pe spațiu deținut de Ucraina, în momentul de față, aproape în partid cu Federația Rusă. Aveți trei elemente, două strategice, unul operativ la jumătatea intervalului, evident, în cadrul zonei de operații de sud, oricum ați împărțit spațiul geografic al Republicii Moldova. Întrebare, considerați că forțele armate pe care le estimați să fie întrebuințate de către dinamic în ofensivă, respectiv de dumneavoastră în apărare, pot să se înscrie pe aceste aliniamente de nivel operativ și strategic și pot își pot îndeplini misiunea. Fac o completare la acest ultim aliniament strategic care este o plafază foarte, foarte mică. În sensul că, dacă mă uit bine și tot bine știți, nu cred că în cap sub unități de nivel mai mare de companie. Iar Arbienia, nu știu dacă mai are loc. Și dacă v-ați gândi la o altă soluție, din punct de vedere al apărării în această zonă de operații de sud, în contextul. Vă mulțumesc, domnule profesor. Continuăm munca comisiei și vă rog să-mi permite să invit pereții oficiali să-și prezinte referatele despre teză și vă propun ca aceste prezentări să se desfășoare în limita 10-15 minute. Îl invit pe domnul conferențiar universitar doctor abilitar Vitalie Tochir pentru a prezenta referatul. Da, vă mulțumesc, domnul președinte. Vorbesc de aici, să trec la... E bine așa, de pe loc? E bine așa? Acum e mai bine, da? Stimate domnule președinte, stimați membri ai comisiei, stimate domnule doctorant, onorată asistență fizică și virtuală, în momentul în care am acceptat calitatea de membru al comisiei, de referent oficial la această teză, nu m-am gândit nicio clipă cât de actuală va fi ea peste câteva săptămâni. Și dacă la început lecturam teza mai mult așa dintr-o curiozitate profesională, în calitate de geograf,
Acum, în ajunul susținerii, am mai revăzut încă o dată teza, privind-o deja în tot alt context, altă realitate. Și întrebările adresate care țin de aliniamente și de tot felul de detalii de caracter militar, iată că au acum o actualitate groaznic de mare. Totuși, ca să fac datoria de referent oficial, în calitate de doctor în geografie, decan al Facultății de Biologie și Pedologie a Universității de Stat din Moldova, voi da citire referatului meu. Deci, subsemnatul, numit referent în Comisia pentru Susținerea Publică a Tezei de Doctorat, prin decizia Rectorului Academiei Militare a Forțelor Armate, Alexandru cel Bun, analizând teza de doctorat, intitulată Influența spațiului geografic în desfășurarea operațiilor militare pe teritoriul Republicii Moldova, prezentată de către doctorand Iurii Ciubară, specialitatea 581.01, artă militară, sunt în măsură să fac următoarele aprecieri. Teza de doctorat, în volum de 184 de pagini de text în total, realizată sub îndrumarea conducătorului de doctorat, domnul conferențiar dr. Igor Sofronescu, și a consultantului științific, lector dr. Stan Anton, este rezultatul unor cercetări științifice esențiale, detaliate și bine documentate, cu referire la problematica spațiului geografic al Republicii Moldova, din perspectiva influenței lui asupra desfășurării operațiilor militare, în baza aplicării unui arsenal teoretico-metodologic interdisciplinar, inclusiv cel al geografiei militare. 1. Actualitatea științifică și importanța temei abordate rezultă din necesitatea studierii cadrului geografic din perspectiva geografiei militare, ca parte componentă a științei militare, prin prisma cerințelor și scopurilor acțiunii militare, în special a interacțiunii spațiului geografic cu legile și principiile luptei armate. Chiar în introducerea la teză, autorul remarcă importanța problemei cercetate, cităm, abordarea dimensiunilor de securitate regională reprezintă o necesitate atât la nivel teoretic cât și la cel aplicativ, într-o relație motivată din perspectiva geografiei militare. Închei citatul. Îndeosebi în arealul este european, unde tendințele statelor de a redefini spațiul geografic va influența, spune autorul, într-o manieră corespunzătoare fenomenul geopolitic. Iată că chiar în aceste zile suntem martorii redefinirii spațiului geografic al statului vecin Ucraina, supusă agresiunii militare a Rusiei. Ori, având în vedere poziția geografică și geopolitică a Republicii Moldova, dar și a altor state vecine, inclusiv a României, raportate la tot, între ghilimele, ghemul depănat și răzdepănat de probleme geopolitice, marcate de conflicte înghețate și active, în sudul și sud-estul Europei, mai iertați, în estul și sud-estul Europei, și ariile limitrofe, regiunea balcanică, Caucazul, Orientul Apropiat, Crimeea, Transnistria și altele, conștientizăm cât de actuale sunt preocupările științifice în domeniul geografiei militare. Iar tocmai condițiile geografice, teritoriul și geomorfologia acestuia sunt o condiție sine qua non în domeniul acțiunilor militare și impun determinări în adoptarea unor concepte strategice și operaționale. Pornind de la aceste considerente, autorul își propune, cităm, o abordare multilaterală a evoluției luptei armate în funcție de factorul geografic. Închei citatul. Am adăugat. Să dea Dumnezeu să fie suficientă doar o abordare științifică și să nu apară necesitatea de a aplica în practica reală rezultatele acestor preocupări academice. De fapt, întrebările capitale ale tezei pentru mine, în calitate de referent oficial, dar și de cetățean al acestui stat,
rezultă din ipoteza cercetării și, parafrazând renuita întrebare shakespeariană, a fi sau a nu fi, formulăm o întrebare astfel. Că una am adresat-o deja anterior, doctorandului. Deci, domnul doctorand, suntem sau nu suntem pregătiți pentru un eventual atac al inamicului? Inclusiv din punct de vedere al geografiei militare. Aici punctăm și concluzia la actualitatea și importanța tezei. Conținutul lucrării este relevant și foarte actual pentru geografii și militari din Republica Moldova, dar probabil și pentru colegii de breaslă din România și din alte țări, punând în paralelă problematica geografiei militare. 2. Scopul, obiectivele, importanța, ipoteza, repertoriul bibliografic și problemele cercetării sunt formulate clar și justificat științific. Autorul pornind de la cele 7 obiective principale ale tezei și cele 6 rezultate științifice principale înaintate spre susținere și principalele 3 blocuri de probleme, cum le-a numit dumnealui. Susținem că scopul formulat este atins și validat în rezultatele obținute în teză și în cele 15 articole științifice și rezumate în edițiile tematice și revistele de profil. De asemenea, autorul imprimă tezii un caracter interdisciplinar prin abordări geografice și cele specifice domeniului militar de caracter epistemologic, teoretico-metodologic și aplicativ. 3. Concordanța dintre titlul și conținutul tezei este una deplină. Tema tezei de doctorat corespunde esenței materialului expus, astfel încât autorul reușește să abordeze sub raport geografico-militar diverse aspecte ale spațiului Republicii Moldova și ale influenței lui asupra desfășurării operațiunilor militare. 4. Metodologia și instrumentarul teoretic al tezei se încadrează plenar în cerințele unui studiu de specialitate, inclusiv de geografie militară, iar autorul elucidează adecvat baza informațională și metodele de cercetare aplicate. Metodologia de cercetare este reflectată argumentată sub capitolul 1.2 al tezei, iar în conținutul celor 3 capitole, autorul aplică justificat metodele de investigație. 5. Structura tezei. Lucrarea este structurată în 3 capitole, fiind construită în jurul celor 7 obiective ale tezei, urmărind îndeplinirea scopului acesteia pe ansamblu cu o succesiune logică a materiei abordate. 6. Analiza conținutului tezei. În conținutul celor 3 capitole din lucrare, autorul face o radiografie argumentată științific a problematicii studiate sub raport conceptual, geografic și militar. În primul capitol sunt prezentate contextul teoretic al tezei și anume conceptele teoretice ale geografiei militare ca ramură interdisciplinară. Epistemologia și dialectica geografiei militare. Autorul realizând o radiografie sistematică a literaturii de specialitate, făcând trimiteri la lucrări consacrate în domeniul de autori români, precum Simeon Mehedin, Silintila Mihailescu, Ioan Donisă, pe care l-am cunoscut personal, și din alte țări, Humboldt, Richter, Laval, Antoine Bailly, pe care tot l-am cunoscut personal, din păcate decedat anul trecut, și alții. Autorul reflectă aspecte din istoria geografiei, face legătură dintre legile dialectice și interdisciplinaritate geografico-militară. Menționăm aici și unele lacune de exprimare, de exemplu, citatul de la pagina 17, o să vă uitați ulterior, sau cităm geograful basarabean de naționalitate, Zamfira Arbore, cu precizarea noastră, definiția de naționalitate o exclude pe cea basarabeană. Deci putea avea altă naționalitate, numai nu basarabeană. În paragraful 1.2, autorul abordează aspectele teoretice privind evoluția geografiei militare, unele incursiuni în istoria militară pe teritoriul Moldovei, menționând războaiele numeroase, din păcate, noțiunea ale geografiei militare, inclusiv de mareșalul român Averescu, de colonelul Teodorescu și de unii autori ruși, Miliuhin, Zașuc, care, trebuie să recunoaștem, sunt foarte inițiați în acest domeniu, probabil, iarăși, din păcate, pentru noi. Autorul remarcă pe bună dreptate
Cităm, așezarea geografică a Republicii Moldova într-o zonă cu semnificație geopolitică și geostrategică considerabilă, în care se confruntă interesele marilor puteri, influențează, fie pozitiv, fie negativ, starea și evoluția statului. Apreciem că influența este preponderent negativă. Singurul avantaj la moment fiind, comparativ cu statele Baltice, Georgia și Ucraina, faptul că țara noastră nu are frontiere directe cu Rusia și tare nu ne dorim ca să le avem, urmare a războiului Orient din Ucraina. O altă teză importantă a autorului, cităm, analizând evoluția războaielor moderne, constatăm că în condițiile geografice extrem de diverse, trupele trebuie permanent pregătite pentru o luptă pe două fronturi, inamicul și natura. Natura fiind, de fapt, geografia, în sensul larg al cuvântului. Și chiar dacă ne aflăm în secolul al XXI-lea, marcat de digitizare, computerizare, robotizare, inclusiv în domeniul militar, cu sisteme automatizate de control, dirijare, acțiuni, etc., cu rachete balistice, drone militare și altele, totuși, încă nu anulează nimeni însemnătatea acțiunilor pe teren, în spațiul terestru, unde militarul intră în contact direct cu spațiul geografic și caracteristicile lui. Poziție geografică, relief, climă, ape, roci, vegetație, resurse naturale în ansamblu, etc. Urmează paragraful 1.3, în care autorul definește spațiul ca mărime tridimensională, relația om-natură, ca o preocupare a geografiei și altele. Autorul remarcă faptul că, cităm, frontierele Republicii Moldova sunt, care sunt delimitate prin obstacole naturale de valoare strategică, în cazul nostru fluviul Nistru și râul Prut, și remarcă aici faptul că domnul doctorand Ciubară posedă o tehnologie geografică corectă și potrivită studiului, constituie, urmez citatul, alineamente naturale puternice ce pot asigura o stabilitate a apărării. Eu fac o precizare, probabil doar o stabilitate relativă a apărării, pentru că aceste râuri sunt totuși destul de mici. Vedem că inamicul a trecut de râul Nipru, care este mult mai mare decât aceste două, sau de alte râuri. Autorul pune în evidență legile și principiile luptei armate în baza gândirii militare occidentale, inclusiv românești, dar și a celei din Rusia, una dintre legi fiind, cităm, legea influenței reciproce dintre politică și lupta armată, sau în principiu, al surprinderii. Cât de actuale sunt în contextul evenimentelor recente din Ucraina, aceste legi și principii. Capitolul al doilea este consacrat descrierii geografico-militare a teritoriului Republicii Moldova, spațiul, factorii de mediu geografic și influența lor asupra acțiunilor militare. Autorul analizează teritoriul țării din punct de vedere geografic, poziția geografică, relieful și trăsăturile sale, unitățile geomorfologice, clima și elementele meteoclimatice, caracteristicile hidrologice, vegetația, precum și factorul demografic, sistemul național de comunicație, etc. Sunt prezentate elemente precum studierea terenului sub aspect militar. Nu le enumer, că sunt mai multe. Menționăm și unele lacune ce țin de denumirile unor unități de relief și limitele geografice ale acestora, de exemplu, Tigheci, Moldova Centrală, Moldova de Nord, Nistru, la pagina 56, care trebuie numite și delimitate corect geografic, în baza ultimelor lucrări recunoscute de specialitate. În paragraful 2.2, doctorandul prezintă descrierea geografică militară a teatrului de acțiuni militare sud-est. Urmat de paragraful 2.3, zonele de operații de pe teritoriul Republicii Moldova, cu diverse detalii referitoare la cadrul natural, direcții operațional strategice și altele. Capitolul al treilea este consacrat tipologiei și structurii operațiilor militare, desfășurării operațiilor Republicii și Moldova, zone de operații nord și sud, și aspectelor privind fizionomia acțiunilor de tip hibrid în contextul ducerii operațiilor militare pe teritoriul țării. Acestea au un caracter tipic militar, de aceea considerăm corect să fie evaluate de către referenții oficiali specializați în acest domeniu. 7.
Concluziile generale și recomandările tezei sunt plauzibile, argumentate, logice și au legătură directă cu obiectivele propuse, reflectă esența conținutului tezei, doctoratul atingând obiectivele enunțate în introducerea la teză. În final, autorul evocă pe bună dreptate că, cităm, problema științifică supusă studiului ar contribui la soluționarea unor probleme vitale ale statului pe timpul declanșării unei agresiuni, în condițiile specifice de Crăciunul. De asemenea, în calitate de cadru didactico-științific universitar, susțin plenar, în special, prima recomandare a autorului, Ministerul Educației și Cercetării, în comun cu Ministerul Apărării, să introducă în învățământul militar din țară un curs special de geografie militară. Iar cadrele militare active să studieze mai detaliat spațiul geografic național. Cred că ne-ar prinde bine la toți. 8. Bibliografia de la sfârșitul tezei este relevantă pentru tema cercetată. Autorul face trimitere în conținutul tezei la sursele folosite, iar unele lucrări citate sunt analizate critic. 9. Redactarea tezei. Se remarcă pentru un limbaj coerent științific, riguros, îngrijit, concis, stilistic și gramatical corect, specific temei investigate, fiind necesară totuși o anumită îngrijire suplimentară. În special la capitolul obiecții, recomandăm îmbunătățirea calității unor materiale cartografice din teză, de exemplu anexele 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12 și 13 și acest lucru l-am spus doctorandului la o întâlnire recentă. În concluzie, considerăm că teza de doctorat a domnului Iurii Ciubara, cu titlul Influența spațiului geografic în desfășurarea operațiilor militare pe teritoriul Republicii Moldova, specialitatea 581.01, are un nivel științific înalt, este fundamentată teoretico-metodologic, iar rezultatele investigațiilor și propunerile formulate sunt utile în domeniul științelor militare și de securitate națională. Lucrarea corespunde exigențelor înaintate față de o teză de doctor, întrunește calitățile necesare susținerii în ședință publică, iar autorul merită pe deplin acordarea titlului de doctor în știință. Semnat 18 martie 2022. Vă mulțumesc! Procesul de definitivare și consolidare a instituțiilor naționale și politice
Deci statale, singure care pot integra într-o entitate de evidenție, o alianță sau o uniune, așa cum este Uniunea Europeană, încă nu s-a încheiat. De aceea, presiunea globalizării poate face în anumite zone insecuritate, mai ales o insecuritate a populației. Opțiunea pentru tema tezei de doctorat a fost argumentată de preocupările domnului Iurici Oara cu privire la importanța deosebită a analizei luptei armate în funcție de factorul geografic. În procesul de elaborare a cercetării au fost apărat la utilizarea unui set de metode și tehnici care au permis realizarea studiului cu referire la influența spațiului geografic asupra operațiilor militare. Astfel, în scopul efectuării cercetării, autorul a recurs la utilizarea și combinarea metodelor teoretice și empirice de la toate interdisciplinare, care au permis elaborarea unui studiu complex, complet și relevant în ceea ce privește rolul spațiului geografic de desfășurarea operațiilor militare cu accent pe teritoriul Republicii Moldova. Utilizarea metodelor ca metoda analitică și sintetică și sintetică, cea istorică, cea geografică, cea cartografică, cea critică, metoda comparativă, metoda statică, metoda cantitativă, metoda tipologizării, metoda analogică, abordarea sistemică a evenimentelor și, nu în ultimul rând, metoda de simulare a acțiunilor militare a permis elaborarea unui tablou complet al fenomenului studiat. Sunt remarcabile ampla documentarea autorului, capacitatea sa deosebită de a face conexiuni între elemente care aparent nu au o relație evidentă de interconexionare și dexteritatea de a plasa într-un cadru care să oferă o imagine de ansamblu a contextului în care acestea se conduc, într-un mediu de securitate tot mai fluid și impredictibil. Consider că meritul esențial al tezei este asigurat de caracterul său de originalitate, care este dat în primul rând de abordările și opiniile personale ale domnului doctorat, preocupat permanent ca demersul său științific să aibă consistență, credibilitate și, în mod deosebit, finalitate. Teza de doctor este structurată pe trei capitole, fiecare dintre acestea fiind dezvoltată în cadrul subcapitolelor proprii. Este o structură logică și echilibrată, urmărind să evidențieze necesitatea și utilitatea problemelor tratate. Lucrarea conține 140 de pagini și un număr de anexe concludente și consistente, care oferă detaliile necesare înțelegerii aspectelor aportate în teză, precum și o documentare generală suplimentară ce mărește valoarea științifică a acestea. Sursele bibliografice utilizate includ importante lucrări de referință, autohtone și străine din domeniu și o serie de informații apărute în preză și pe internet. De asemenea, experiența proprie în domeniul abordat, precum și cea acumulată în cadrul activităților practice la care a participat, a fost benefică, în sensul că a fost creată o bună bază de documentare bine organizată și actualizată. În capitolul 1, intitulat Determinări conceptuale privind geografia militară, este analizat în detaliu termenul de geografie militară ca o ramură interdisciplinară strâns conectată cu știința militară și geografia. Totodată, s-a analizat rolul și importanța geografiei, identificarea principalelor factori ce au stat la originea geografiei militare, precum locul și rolul acestui fenomen în contextul actual. În paragraful 1.1, intitulat Epistemologia și dialectica geografiei militare, doctoratul își concentrează demersul de cercetare științifică pe cercetarea epistemologiei și dialectice geografiei. În demersul epistemologic, realizat pentru a satisface exercițiile cercetării, doctoratul și-a focusat atenția pe studierea evoluției științei geografice, pe parcursul istoriei și, nu în ultimul rând, al evoluției spațiului național. În paragraful 1.2, intitulat Aspecte teorice privind evoluția geografiei militare, doctoratul este focusat pe lucidarea paradigmelor privind evoluția geografiei militare, respectiv definiția și obiectul său de studiu. De altfel, se poate constata o trecere în revistă cronologică a principalelor lucrări de specialitate care tratează în detaliu obiectul de studiu al geografiei militare. Doctoratul a analizat un vast material biografic și a constatat în cadrul acestui subcapitol subiectul important al spațiului geografic cu toate elementele sale naturale și artificiale, potențialul unui de război a statelor din spațiile geografice studiate și influența factorilor geografice naturale asupra organizării, pregătirii și desfășurării acțiunilor militare. În paragraful 1.3, intitulat Spațiul și lupta armată, se evidențiază și sistematizează factorii privind analiza spațiului geografic în viziunea specialiștilor militari atât din Est cât și din Occident, punând accent pe prezentarea subcintă a locului și rolului factorului geografic în lupta armată, așa cum aceasta a fost acceptată de către teoreticienii militari din Antichitate până în prezent. Doctoratul încheie primul capitol al tezei cu plasarea teritoriului din Antichitate ca o parte componentă a teatrului
de acțiuni în care te sunteți. De altfel, în întreaga lucrare este restrâns sensibilă grija deosebită pentru acuratețea și nuanțarea conceptelor, pentru că analiza și considerația de ordin personal să fie cât mai puternică. În capitolul 2, integrat spațiul geografic al Republicii Moldova și influența lui asupra dezvoltării populației orientare, domnul doctorand a realizat o descriere geografică orientare a teritoriului Republicii Moldova, spațiul, factorii de mediu și geografici, precum și influența acestor asupra acțiunilor militare. În paragraful 2.1, intitulat descrierea geografică orientare a teritoriului Republicii Moldova, spațiul, factorii de mediu și influența lor, cercetarea se localizează pe studiul din punct de vedere fizico-geografic al teritoriului țării, drept o componentă a copiii de est, iar sub aspect politic, Republica Moldova face parte din așa numită zonă gri, pentru Uniunea Europeană, pe de-o parte, și Federația Rusă, zonă în care riscurile politice și economice au devenit perceptibile. Prin urmare, se realizează o analiză completă din punct de vedere geografic, analiză care vizează toate componentele fizico-geografice ale teritoriului Republicii Moldova, vis-a-vis de potențiale riscuri și amenințări. În paragraful 2.2, intitulat descrierea geografică a teatrului de acțiuni în care sunteți, este analizat spațiul geografic ce constituie unul dintre determinatele acte militare cu influența asupra pregătirii și desfășurării acțiunii militare. În acest context, doctorandul face remarca pe care o consider relevantă în mare măsură, și anume că Republica Moldova este situată pe direcția strategică nord-est, cuprinzând trei direcții operative, respectiv direcția operativă Podolică, direcția operativă centrală ucraineană și direcția operativă sud-ucraineană. În paragraful 2.3, intitulat zona de operație a Republicii Moldova, plecând la remarca din subcapitolul anterior, analizând cele trei direcții operative, ajunge la concluzii pertinente, deși ne propune ca teritoriul țării să corespundă un număr de două zone de operații, respectiv de nord și de sud. Propunerea este fundamentată prin argumente de ordin tactic și operativ, iar cele două zone sunt clar delimitate și analizate. Capitolul 3, intitulat Fizionomia operațiilor militare desfășurate în zone de operație de nord și de sud a Republicii Moldova, care din punctul meu de vedere este și piesa de rezistență a tezei, ne aduce în atenție evoluția fenomenelor și proceselor desfășurării conflictelor militare de-a lungul istoriei, cu relievarea acestora pe parcursul secolului 20 și începutul secolului 21. În paragraful 3.1, intitulat Tipologia și structura operațiilor militare, studiul este dedicat cercetării și conceptualizării noțiunii de operație în contextul evoluției actului militare. Paragraful 3.2, intitulat Desfășurarea operațiilor militare pe teritoriul Republicii Moldova, zonele de operații nord și sud, se prezintă un scenariu al unei posibile agresiuni asupra teritoriului Republicii Moldova. Iar în 3.3, sunt descrise și analizate unei ipoteze privind desfășurarea războiul de fi privit pe teritoriul național. Astfel, doctorandul consideră că se impune evaluarea continuă a riscurilor la adresa securității naționale, deoarece acestea sunt într-o continuă evoluție, impunându-se desfășurarea unei permanente activități de cercetare și investigare științifică care să aibă în atenție mod deosebit factorii de risc la adresa securității naționale, sursele generatoare de factori de risc, probabilitatea manifestării acestora, forme și momente posibile de manifestare, consecințele lor pentru securitatea națională. Concluziile și propunerile care încheie teza vi se argumenteze temeinic cu demers științific care este expresiv privind competența și apetența pentru cercetarea autorului. Teza de doctorat elaborată de domnul Iuriu Ciobara este o lucrare valoroasă de actualitate și de perspectivă în domeniul activ militare, constituind totodată o contribuție semnată pentru clarificarea teoretico-metodologică a necesității studierii spațiului geografic în desfășurarea operațiilor militare. Pe parcursul lucrării, doctorandul a făcut o analiză integrată a datelor și informațiilor rezultate din surse bibliografice studiate și din experiența practică profesională. A utilizat în calculezile o argumentație solidă pentru a susține un punct de vedere original privind preocupările deprinse pe plan național și internațional a fenomenului studiat. Structura și conținutul lucrării sunt echilibrate, doctorandul reușind o elaborare științifică armonioasă în care scopurile și obiectivele fiecărei direcții de cercetare au fost atinse. Caracterul pronunțat explorator al lucrării, fundamentele conceptuale metodologice ale întregului de mers științific și valoarea practică aplicativă a soluțiilor propuse vizează susține afirmațiile de la sus. Prin prezenta teză de doctorat, autorul a dorit să ofere auditorului o perspectivă realistă asupra influenței spațiului geografic în desfășurarea operațiilor militare pe teritoriul Republicii Moldova. Importanța
fața prezentelor. Doar se remarcă doar în faptul că integrează concepte, metodologii, instrumente de lucru utilizate în cadrul internațional în scopul analizei spațiului geografic în desfășurarea operațiunii militare. Lucrarea poate fi valorificată imediat în proces de învățământ, în activitatea de pregătire a cadrelor din domeniul apărării naționale, precum și în procesul de elaborare a noii reglementări care arată în genul domeniul apărării. Astfel, apreciind aparatul științific, care este un complex, și a biografiei extinse utilizată în lucrare, noutatea științifică, deși originalitatea și profunzimea discursului științific a tezei doctorat, influența spațiului geografic în desfășurarea operațiunii militare pe teritoriul Republicii Moldova, elaborată de către domnul Iuliu Ciubara, consider că autorul merită să-i se acorde titlul științific de doctor în artă militară la specialitatea 581.01 artă militară. Vă mulțumesc, am semnat și am pus data de astăzi. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule profesor. În continuare, le invit pe domnul profesor universitar, domnul profesor și aplicat
vast material bibliografic menționat în partea finală a tezei, în care sunt enumerate școlile de gândire geografico-strategică, literatura de specialitate, cercetările efectuate de autori moldoveni, români și străini în domeniu. Folosește un aparat științific corect. Literatura de specialitate studiată este de foarte mare actualitate și importanță. Chiar dacă unele lucrări au o oarecare vechime, sunt totuși lucrări cu caracter peren. Mi-e prin speranța că lucrarea va solicita interesul specialiștilor în domeniu, a decidenților militari din Republica Moldova și nu numai. Dar și este o lucrare care se adresează și publicului larg pentru dezvoltarea culturii generale, culturii de securitate, culturii de specialitate în concret. Deci lucrarea poate fi folosită cu succes în învățământ, în pregătirea personalului în cadrul didactice, personalul militar cu atribuții în domeniul apărării. Este de actualitate, este o viziune nouă și cred că este pentru prima dată când se realizează așa ceva în Republica Moldova. De aceea, o dată spun că este benefic învățământului în general și învățământului militar în special. După cum au spus și antevorbitorii mei, este structurată pe trei capitole, are 27 de anexe, oferă detaliile necesare înțelegerii aspectelor de natură geografică și militar. Sursele bibliografice includ lucrări de referință autohtone străine, informația apărută în media și de peste tot. Autorul demonstrează că are o experiență bogată în zona artei militare, conducere militară. Rezultă aceasta și din Sibiu și din modul cum este abordată problema. Baza de documentare, deci, este bine organizată, actualizată, sistematizată și întrebuințată. Există un echilibru între cele trei capitole ale lucrării. Pleacă de la aspectele teoretice, în primul capitol, care apare de generalitate, iar capitolele 2 și 3 intră la problematica concretă a spațiului geografic al Republicii Moldova, spațiul geografic întrebuințat din punct de vedere militar. Lucrarea se încheie cu două secvențe de concluzii generale și recomandări foarte pertinente, soluțiile sunt realiste și pot fi aplicate în practică. Teza de doctorat elaborată de domnul Iuri Ciupara este o lucrare valoroasă, de actualitate, de perspectivă. Este o lucrare care aduce o contribuție însemnată în clarificarea teoretică și practică a modului de portare a acțiunii militare, condiții de eficiență, din perspectiva spațiului particular al Republicii, spațiului geografic particular
Mulțumesc. Stimați domnul președinte, stimați membrii comisiei doctorat, vreau să dau la cunoștință faptul că în procesul de evaluare a tezei, în cadrul Consiliului Științific, au existat sugestii și obiecții privind abordarea unor aspecte de conținut și text științific. Astfel au existat nevoie de a revedea și a realiza unele redactări de formă și conținut cum ar fi. Abordarea în cuprinsul capitolul 2 și 3 aspectelor militare și a instrumentarilor geografiei militare și arte militare de nivel strategic și operativ. Eliminarea analizelor din mediul geografic, care au relevanță de nivel tactic. Eliminarea directorilor tactici. Fizionomia operațiilor militare ce se desfășoară în zone de operație, nord și sud, a fost raportată și relaționată conceptual cu direcțiile strategice operative identificate și analizate în cadrul tezei. Anexul cu zone de operație a fost modificat în scopul de a evidenția stabilirea zonei de operație, raportate la relieful țării și cu prezentarea administrativ-teritorială de regulare. Introducem capitolul 3 a unui sfârșit de analize comparative privind apărarea pe obiective și apărarea pe alineamente. În ce privește stabilirea zonelor de operație care au fost luate în calcul în considerente următorii factori. Configurația geografică a terenului Republicii Moldova. A doilea motivat sunt direcțiile probabile ce convins spre pătrundere al unui eventual agresor. Căile de comunicație, posibilitățile de manevră și cooperare a trupelor și asigurarea multilaterală cu forțe și mijloace proprii. În privire măsurilor pentru apărare strategică, prin apărare strategică se înțelege un ansamblu de acțiuni militare executate de mari unități operative în baza unui plan și unui concept unic în vederea opririi și respingerii operației ofensive de nivel strategic al enemicului. Deci una din măsurile care se prevede este acoperirea strategică și trece la acoperirea frontierei cu forțele destinate în acest scop. A doua măsură este desfășurarea mobilizării. Desfășurarea următoare este desfășurarea strategică care prevede constituirea dispozitivului de operație strategic, care prevede executarea loviturilor masive de artilerie și rachete tactice, nimicirea nemicului fășie de asigurare și nimicirea în fășie și înainte limitării de apărere. În ce privește cum asigură teritoriul vulnerabilitatea, vreau să spun cum răspund domnul profesor, nesigur relativ la moment de reșim din situație. În lucrarea s-a avut în vedere că în scopul de lângă teritoriu, Armata Națională trebuie să fie asigurată și dotată la nivelul zilei de azi. Dar respectiv teritoriul, apărarea va fi organizată relativ. Eu sunt de acord cu viziunea dumneavoastră tot, cu părere de rău, dar așa este realitatea. În ce privește apărarea orientată spre sud-est, în cadrul declanșării acțiunii militare ofensive despre sud-est, pe direcția operativ strategică sud-ucraineană, operațiile militare se desfășoară în zona de operație sud. Astfel, conform efortul principal, va fi concentrat pe direcțiile operative și Mijlie, Basarabească și Cahul. Direcția din interzit respectiv vor fi direcția și Mijlie Hâncești Rugheni, direcția Basarabească Cantemir, direcția Basarabească Cahul. În cadrul ofensivei dinspre sud-est, adversarul va viza următoarele obiective, capitala țării, inclusiv localitățile din zona cu importanță administrativ-economică, Ștefan Budă, Căușeni, Cimișlie, Basarabească, Pumbrat și Drărungă. Considerăm că acțiunile pe această direcție va reprezenta teritoriul țesă și va urmări blocarea forțelor armate a Republicii Moldova implicate în operații defensive în sudul statului. Astfel, pentru apărarea acestui zone, va fi necesară constituirea unui grupări de forțe de nivel operativ strategic, având în structură sau grupare de forțe de nivel operativ. Respectiv, fiecare din aceasta va avea o structură, două, trei mari unități mecanizate, una, două mari unități de sprijin și unități de genuri de arme, care vor interveni în sprijinul mari unități de infanterie. În
acest context, considerăm că pentru succesul operației vor fi adecvate următoarele forme de dispozitiv de operație. La nivel strategic, va fi constituit dispozitivul pe un șalon, reprezentat de o grupare de forțe de nivel operativ, cu constituirea unei rezerve de o brigadă mecanizată sau de tancă. La nivel operativ, grupările de forțe pe directoare de interzis vor fi organizate în două eșaloane. Unde în primul eșalon operativ va fi 2-3 mari unități de infanterie, iar în eșalonul 2, 1-2 mari unități de infanterie mecanizată. Respectiv, primul element de apărare strategic se va organiza pe frontiere de stat în continuare prin localitățile Sălcuța, Zăimca, Ușeni, cu organizarea unui sfârșit de asigurare, prin elementul Slobozie și Stefan Vodă. Caracteristicile în zona de operație sud, în cazul ofensivei din direcția operativ strategică sud-ucraineană, rezultă cu limită tenită apărării. În cazul apărării orientate spre sud-est, poate fi stabilite în modul diferit, în funcție de structura grupării cu forțele declanșării agresiunii către un eventual agresor. În cazul când inamicul nu a reușit să surprindă apărarea nepregătită, limitele de apărării ar putea fi dispuse cât mai aproape de frontieră, pentru a acoperi principalele centre economice administrative de Chișumeu, Ștefan Vodă, Căușeni și Mișlie. Al doilea element de importanță operativă va trece pe râul Iaplug, pe lângă Comrat și în continuare pe localitățile și Mișlie și Burtoacă. Al treilea element va traversa prin localitățile Sângera, Câncea și Lvova, Cantemir și Căful, având o importanță strategică, care este prezentată în anexa 27. În ce privește autoritatea direcțiilor și al elementelor, am să dau răspunsul la militar, numai lupta va demonstra cât sunt valabile direcțiile și al elementelor propusele în mod științific. Vreau să duc la cunoștință faptul că multitudinea de obiecte și sugestii analizate în cadrul evaluării tezei au determinat apariția unor perspective de cercetare care, bineînțeles, vor fi valorificate în viitor și care vom pune funcțiune cont neapărat. Așadar, aceste redactări sunt realmente utile în perspectivă publicării lucrării noastre dedicate tematice de cercetare. Vă mulțumesc! Teoretice, fiind bază pentru apariția unor trei
aspecte noi în cercetarea subiectelor insuficient studiate în știința militară autohtonă, reușind să prezinte elementarea esenței acestei, precum și în definirea teoretică a subiectelor abordate în condițiile specifice Republicii Moldova. Sub aspect teoretico-aplicativ, ci contribuie la soluționarea unor probleme vitale ale statului pe timpul declanșării unei agresiuni sau situații de criză. În contextul analizei detaliate și complexe realizate de către doctoratul Iuliu Ciupară, constatăm faptul că, de fapt, cunoașterea din punct de vedere militar a spațiului geografic și interacțiunea acestea cu legile și principiile luptei armate în cadrul planificării și organizării operațiilor ne determină să reafirmăm că explorarea aprofundată a principiilor de întrebuințare justă și creatoare a elementelor geografice în acțiunile militare constituie o cerință primordială în obținerea succesului. Condițiile geografice, teritoriul, sistemul orografic și geomorfologic pot impune determinări în adoptarea unor concepte strategice și operaționale, particularități în organizarea structurii de forță armate, dislocarea lor în diferite zone geografice, alegerea formei de manevre și alianimente de apărare sau ofensivă, astfel având în vedere axiomele invocate, lucrarea de față propune o abordare multilaterală a evoluției luptei armate în funcție de factorul geografic, fiind original prin faptul că a fost conceptualizată exclusiv pentru Republica Moldova. În același context au fost relifiate corelația și interdependențele dintre elementele fizico-geografice și legile luptei armate cu identificarea noilor forme și procedee de desfășurare operațiilor militare. Reieșite din experiența militară, valorificarea obiectivelor propuse în un format tridimensional, științific, conceptual și aplicativ, se arată indispensabilă prin elaborarea unei cercetări academice în domeniul științei militare, având scop de a demonstra importanța geografiei militare, a elementelor fizico-geografice și a conceptului privind fragmentarea teritoriului pe zone de operație, în vederea planificării, organizării și executării operațiilor militare, în contextul apărării și asigurării securității statului, autorul urmărește câteva finalități, cum ar fi realizarea unei sinteze de ansamblu a principiilor aspecte privind impactul epistemologiei și dialecticii geografice asupra războiului ca fenomen social, inclusiv a luptei armate, elaborarea unui studiu interdisciplinar prin analiza spațiului geografic, în care se produc diverse procese și fenomene, având la bază evoluției geografice în spațiul est-european. Relevarea și expunerea analizei istoriografice, mutațiilor operațiilor militare, materializarea în noi forme și procedee de desfășurare acestora în cadrul unui eventual conflict armat sau situații de criză. Astfel, în contextul celor menționate, din punct de vedere a intereselor instituției militare naționale, elaborarea științifică rezidă în faptul că pentru prima dată în știința militară din Republica Moldova s-a realizat o lucrare științifică și abordează problematica și instrumentarul geografiei militare raportat la nivoile strategice și scopul general de analiză geografico-militară a teritoriului Republicii Moldova. Aceasta, din urmă, a fost fundamentată pe conținutul documentelor istorice și faptice al literaturii de profil, pe analiza spațiului geografic național și principiul lupii armate. Acțiunile armate desfășurate în acest spațiu, pe parcursul istoriei și prognozilor desfășurării acestor pe viitor, ne-au îndreptat către rezultatele științifico-practice cu privire la influența spațiului geografic național asupra lupii armate. Desigur,
Caracterul aplicativ este unul evident, deoarece studiul științific dat reprezintă un suport teoretico-conceptual cu valoare aplicativă înaltă pentru studenții, masteranți și doctoranți din cadrul Academiei Militare a Portului. Totodată, lucrarea servește ca sursă bibliografică și metodologică didactică în procesul pregătirii profesionale a mediului academic, al experților, cadrelor militare din structura marilor unități, dar și asigurarea cu informații cu caracter teoretic-aplicativ a factorilor decizii din cadrul sistemului de planificare a operațiilor militare, care sunt preocupați din mijlocii de influență factorilor geografici în planificarea acțiunilor militare și în dezvoltarea judicioasă a forțelor militare pe teritoriul național, în condițiile geografice militare specifice Republicii Moldova. În concluzie, în contextul celor relatate, putem afirma că teza domnului Iuliu Cipară, influența spațiului geografic, în desfășurarea operațiilor militare pe teritoriul Republicii Moldova, propusă pentru susținerea publică, în ședința Comisiei de Doctorat a Școlii Doctorale Științe Militare și de Securitate Națională a Academiei Militare a Forțelor Armate, corespunde cerințelor înaintate de Agenția Națională pentru asigurarea calității în învățământ și cercetare, iar autorul merită să îi se conferi titlul științific din doctor în științe militare la specialitatea 581.01 arte militară. Domnul președinte, raportul l-am finalizat referatul. Semnat 1803-22. Acum, domnul președinte, dacă îmi permiteți, stimați membrii ai Comisiei Doctorat, să prezint unele referințe la calitățile profesionale și, personale și profesionale ale domnului Iuliu Cipară. Da. Domnul colonel Iuliu Cipară, lector universitar, catedra arte militară, facultatea științe militare, este militar de carieră, absolventă școlii militare interarme, orașul Baku, 1986, absolvește într-o 1999 Academie de Înalte Studii Militare, Municipiul București, România, facultatea interarme, licențiată în științe militare, specializarea conducerii interarme, trupele terestre, în activitatea sa profesională, în anii 1987, 1989, fiind numit în diverse funcții de comandă în Brigada 70, Armata 40, participă la acțiunile militare război din Afganistan. Pentru serviciu impecabil și participarea în operațiuni speciale în perioada respectivă este decorat cu ordinul Slujba Patriei a Forțelor Armate a Uniunii URSS, gradul 3 și ordinul Steaua Roșie. Ulterior, în anul 1989, 1992, Serviciul Militar în Forțele Armate URSS. Începând cu anul 1992 până în 2008, Serviciul Militar în Armata Națională, în perioada dată, a fost comandant a Marilor Unități Militare a Armatei Naționale. După retragere de Serviciul Militar, este angajat în calitate de lector la Catedra Arte Militară Academiei Militare, unde se implică activ în procesul de cercetare științifică în domeniul artei militare, diverse proiecte, elaborarea manualelor de luptă din cadrul Marilor Stat Major Armatei Naționale. În anul 2015 este matriculat la ciclul 3 studii superioare de doctorat în cadrul Școlii Doctorale, Științe Militare și de Securitate Academiei Militare a Forțelor Armate, unde a elaborat lucrarea prezentată astăzi. Vă mulțumesc, domnul președinte, vă mulțumesc, stimați colegi. În continuare, vreau să permite să invit să prezinte referatul pe consultantul științific al doctoratului, domnul lector universitar, doctor Stan Andrău. Mulțumesc.
precim că, pe termen mediu și lung, rezultatele cercetării științifice realizate prin surteze vor contribui la fundamentarea științifică a strategiilor și politicilor de apărare, planurile operative, măsurilor de pregătire a teritoriului pentru apărare și, în ultimul rând, la constituirea unei discipline de sine stătătoare în programele educaționale din sistemul educației militare profesionale din Republica Moldova. Obiectivul general acestui demers științific a fost acela de a analiza impactul și influența spațiului geografic cu planificarea și desfășurarea operațiilor și acțiuni militare pe teritoriul național, prin raportare la caracteristicile spațiilor geografice, tratate ca teatre de acțiuni militare, teatre de război, precum și la statele amplasate în aceste teatre pentru a stabili potențialul de război al acestor. Obiectivele principale de cercetare științifică reiește din obiectivul general și scopul cercetării, au avut în considerare realizarea unei analize și planificări teoretice a geografiei militare, determinarea direcțiilor teoretice ale geografiei militare, studierea elementelor geografice naturale sau antropice, reliefarea corelației dintre elementele fizico-geografice cu legile și principiile luptei armate în funcție de nivelul acțiunii militare, de nivel strategic, operativ sau tactic, precum și stabilirea pentru Republica Moldova a zonelor de operații, direcții, aliniamente și obiective, raportate la formele principale luptei armate, apărare și ofensiva, rezultate din analiza militară a spațiului geografic. Dinamica accentuată a mitor de securitate din proximitate Republicii Moldova impune mai mult decât oricând o abordare multidisciplinară a organizării, planificării și ducerii acțiunilor militare pe teritoriul național, iar în acest cadru, geografiei militare revine un rol de frunte în procesele de organizare, planificare și desfășurare acțiunilor militare, un obiect de studiu a cărui cunoaștere și caracter aplicativ determină sau influențează în mod hotărător succesul în luptă. Scopul tezei, din punct de vedere al importanței și valorii sale, este multilateral, constând în a demonstra importanța geografiei militare, a influenței elementelor fizico-geografice asupra acțiunii militare și în materializarea conceptului privind delimitarea teritoriului național pe zone de operații în vederea planificării operațiilor militare în contextul apărării și asigurării securității naționale a Republicii Moldova. Pentru îndeplinirea scopului propus, în cadrul acestor obiective relevante, pot fi subliniate între altele. Evidențierea legilor fundamentale ale dialecticii, care sunt în interdependență cu arta militară. Recunoașterea geografiei militare, ca fiind componenta științei militare. Reliefarea corelației între elementele fizico-geografice ale spațiului acțiunii militare cu legile și principiile luptei armate. Analiza teoretico-conceptuală a legilor și principiilor luptei armate moderne raportate la evoluția gândirii militare din țări precum România, Rusia sau unele țări din Occident. Și nu în ultimul rând, așa cum menționat mai devreme, stabilirea în premieră pentru următoarea a unor zone de operație. În ceea ce privește metodologia cercetării, apreciez că metodologia cercetării a fost selectată corespunzător complexității temei de cercetare, în scopul de a desăvârși obiectivele cercetării. Subliniez că element general la cinonimul de tip, deoarece de anul cercetării întreprinse, doctorandul a pornit de la general către particular, iar pentru definirea elementelor conceptuale specifice acestui demers științific a fost utilizată metoda observației, prin trecerea în revista elementul doctrinare și definitorii și metoda analizei documentelor, cea comparativă, a realizat o combinație a metodelor teoretice și empirice de natură interdisciplinară, cum și metoda analitică, metoda istorică, metoda demografică, și astfel a creat premisele obținerii unor rezultate viabile, fundamentate și științifice. În ceea ce privește aprecierea conținutului tezei și evaluarea contribuției originale, cunoaștem deja care este structura tezei, a fost prezentată și de către doctoranți și de către antevorbitorii mei. Ceea ce aș vrea să menționez aici, înainte de a da citire pe scurt conținutului analizei mele, ceea ce privește conținutul celor trei capitole, aș vrea să sumarizez asta. În cadrul științei militare naționale, precum și în acordul cercetările și acordările științifice ale altor țări, geografia militară se constituie atât într-o componentă a științei militare, dar și ca o ramură a geografiei generale, care are ca obiect de studiu cercetare influenței spațiului geografic asupra luptei armate și acțiunii militare. În baza aplicării unor acțiuni strategice și operative, au fost identificate și trasate pe teritoriul național al Republicii Moldova, două zone de operații, cea de nord și cea de sud.
care traversează teritoriul Republicii Moldova. Astfel, din această analiză, a rezultat că direcțiile operative din cadrul TAC-ului vor dobândi o valoare operativă strategică, iar cele TAC-uri o valoare operativă. Nu în ultimul rând, și de mare relevanță pentru planificatorii armatei naționale de Republica Moldova, structura forțelor armate și dispunerea marilor vești și unități a comandamentelor operative, fiind de pace, situație de criză sau război, este necesar a fi corelată cu caracteristicile geografice unitare ale teritoriului național, și anume cu caracteristicile de direcții strategice, operativ strategice și tactice, ale alianțelor de apărare și obiectivelor dispuse pe teritoriul țării. Apreciez că, în general, conținutul tezei este scriologic, bine definit, relevă problemele teoretico-metodologice, metodice și practice ale acestei lucrări, fiind repartizate la tipul nivelului, capitole și subcapitole. Astfel, în capitolul 1, a realizat doctorat o amplă trecere în revista Bibliografie de Specialitate, care tratează conceptele teoretice ale geografiei, evoluția acestea cu parcursul istoriei, precum și în spațiul geografic național. Este de asemenea relevat în cuprinsul acestui capitol semnificația geografiei militare ca ramă interdisciplinară strâns comentată cu știința militară și geografie, fiind evidențiate paradigmele privind evoluția geografiei militare, respectiv definiția, sistemul normativ și obiectul său de studiu. Analiza publicațiilor științifice în domeniul acesta identificarea componentelor, elementelor și noțiunilor de ordin conceptual, la categorizarea factorilor ce concură la analiza geografică militară în spațiu geografic, factorul nouă sale naturale, în același timp privind și potențialul de război care include factorul economic, militar, moral, politic, tehnic, științific, așa mai departe. Cuprinsul acestui capitol relevă în același timp faptul că așezarea geografică a unui stat influențează în mare măsură situația geopolitică, inclusiv desfășurarea luptei armate la toate nivelurile strategic, operativ și tactic. Spațiul geografic fiind în strânsă corelație cu legile și principiile luptei armate în cadrul acțiunii militare. Doctorandul, într-un efort de cercetare notabil, a analizat literatura de specialitate rusă și sovietică, dar și cea occidentală, reliefând perspectivele diferite asupra conceptualizării legilor și principiilor luptei armate. În capitolul 2, spațiul geografic al Republicii Moldova și influența lui asupra desfășurării operațiilor militare, capitolul ce pot afirma că este capitolul de forță reprezentativ pentru efectul de cercetare a documentului, s-a analizat și reliefat printr-o abordare unitară rolul factorului geografic în gama complexă a factorilor ce determină capacitatea de apărare a Republicii Moldova, propunând spre studiu o amplă descriere geografică militară a teritoriului național, a spațiului și faptul de mediu geografic și influența lor asupra acțiunilor militare. Un aspect principal al cercetării realizate cu parcursul acestui capitol este dat de descrierea geografică militară a teatrului de acțiuni militare de sud-est, spațiul ce constituie un determinant de arte militare cu o influență importantă asupra pregătirii și desfășurării acțiunii militare pe teritoriul național al Republicii Moldova. Doctorandul examinând spațiul descris nu numai din perspectivă geografică militară, dar și prin prisma cuvintelor ce s-au desfășurat de-a lungul istoriei. Capitolul se încheie cu corolarea la analizele geografică militară realizate pe parcursul acestuia, propunând în premieră pentru gândirea militară națională o nouă geometrie a spațiului geografic militar prin delimitarea pe teritoriul național a două zone de operație, identificând în același timp și definind în mod corespunzător și direcțiile strategice, operative și tactice care converg în cadrul fiecărei zone de operație. Al treilea capitol reflectă evoluția fenomenului militar și desfășurării conflictelor militare de-a lungul istoriei, subliniindu-se cele desfășurate în principal în parcursul secolului 20 și în început de secolul 21, demonstrând că zonele de desfășurare a acțiunilor militare au suferit mutații considerabile de-a lungul la diferite perioade istorice, desfășurându-se în medii multiple, având un caracter multilateral și multilateral. În cuprinsul acestui capitol, doctorandul a realizat o analiză și punere în contextul geografic comunitar al Republicii Moldova, unor aspecte de referință în organizarea și ducerea apărării țării, cum ar fi tipologia și structura operațiilor militare, propunând o conceptualizare a noțiunii de operație în contextul evoluției armatei militare. În cadrul analizei fizionomiei operațiilor militare desfășurate pe teritoriul Republicii Moldova în zonele de operații mai sus prezentate,
a pus în lumină aspecte și raționamente de ordin militar, strategic, operativ și tactic, raportate la configurația granițelor și caracteristicilor spațiale și geografice, la direcțiile probabile de acțiune ale unui eventual agresor și desfășurarea acțiunii tale în formele de bază ale Republicii Armate. Mai mult, trebuiențele mele securitate în șerp în proximitatea granițelor Republicii Moldova și a zonelor sale de interes strategic, doctorandul a abordat și unele aspecte privind fizionomia acțiunilor de tip hibrid în contextul ducerii operațiilor militare pe teritoriul național, construind ipoteze proprii de lucru privind desfășurarea războiului de tip hibrid adaptate la situația geopolitică și geostrategică actuală a țării. În ceea ce privește diseminarea și implementarea statului științifice, ceea ce pot afirma este faptul că concluziile formulate, recomandările și rezultatele cercetărilor științifice efectuate de autor pe parcursul doctorandului au fost publicate în reviste specializate în volume ale simpozionale și dezvoltate la conferințe științifice naționale și internaționale. Apreciez că lucrarea poate fi valorificată imediat în procesul de învățământ, în activitatea de pregătire de stat major și operativ strategic a ofițerilor și generalilor, în pregătirea profesională a experților civili cu responsabilități în domeniul apărării securității naționale, precum și în procesul de elaborare a politicilor, strategiilor și planurilor operative strategice. Raportat la notația științifică a rezultatelor obținute, pot afirma că criza de doctorat propusă are un pronunțat caracter de noutate, deoarece tratează într-o manieră originală, raportat la nivelul cunoașterii fenomenului geografic militar din Republica Moldova și prin utilizarea unei abordări militare, o temă de strictă actualitate și importanță națională. Tema de cercetare soluționată în cadrul tezei se înscrie în efortul general al cercetării științifice din cadrul Ministerului Apărării Naționale Republicii Moldova, pentru realizarea unor clarificări conceptuale și operaționale privind abordarea întreprinzării spațiului geografic național, în contextul Teatrului de Acțiuni Militare de Sud-Est, așa cum a fost definit de doctorand, pentru organizarea, planificarea și execuția acțiunilor militare și de plină misiunilor constituționale. Valoarea lucrării, apreciez că rezidă în aplicabilitate imediată, atât în planificarea operațională, elaborarea de strategii și planuri, în baza concluziilor, propunerilor soluțiilor prestate, cât și în procesul educațional și de pregătire operativă și strategică a statelor majori din armata acțiunilor ce vor dori. Conținutul tezei, ce posedă caracter științific inovator și aplicativ extrem de pronunțat, cu aplicabilitate imediată în planificarea operațională și elaborarea de strategii și planuri operative, înglotează abordările originale și aprofundări numeroase ale problemelor teoretice și metodologice care se înscriu în contribuțiile științifice ale temei analizate. În ceea ce privește calitățile profesionale și abilitățile cercetare științifică, așa cum le-am constatat de-a lungul acestor ani de lucru împreună, apreciez că experiența proprie a doctorandului, operativă, pe linie de comandă sau în domeniul educației militare profesională, raționamentul său militar de nivel strategic sau operativ, s-au regăsit în deosebit cu cursul capitolelor ce au tratat organizarea acțiunii militare la nivel strategic și operativ, delimitarea zonelor de operații pe teritoriul național, identificarea direcțiilor operative, strategice, aliamentelor strategice, operative sau tactice. Cercetarea științifică realizată evidențiază capacitatea autorului de analiză și corespund scopului primar al și corespunde scopului primar al problemelor examinate. Demersul științific, acest este unul consistent, valoarea practică și aplicativă a soluției, și cât se vință puțină afirmația de resurs. La propunere și recomandări, așa cum au rezultat de fapt și în utilizul tezei, unele dintre ele, recomand autorului să aprofundeze studiul 3 din tratate în teze de doctorat, iar teza, bineînțeles cu modificările sugerate de către referenții în cadrul acestei comisii, să fie publicată într-o caie de sine scriitoare de tip carte sau monografie. Recomand, de asemenea, stabilirea geografiei militare ca disciplină de studiu de sine scriitoare în cadrul programului de studii al Academiei Militare a Forțelor Armate. De asemenea, elaborarea de către doctorand al unui curs universitar sau manual didactic care să cuprindă necesitățile cunoașterii elementelor de geografie militară pe treptă de pregătire și nivelurile ale acțiunii militare, de la nivel tactic până la nivel strategic. De asemenea, recomand elaborarea în cadrul Academiei Militare a Forțelor Armate a unui tratat
sau monografii de geografie militară, plecând de la actuala teză de doctorat și de seminarea largă a acestuia în cadrul statelor majore ale unităților și marilor grupuri de armată naționale. Concluzia generală. Având în vedere originalitatea pe mersul întreprins, nivelul științific ridicat, modalitatea de tratare a problemelor toate direcțiile de cercetare, conținutul lucrării, concluziile și propunerea avansate, apreciez că teza de doctorat elaborată de domnul Ciupariu și aduce o contribuție importantă la dezvoltarea domeniului apărării și securității naționale, precum și a științei militare în Republica Moldova. Apreciez că lucrarea constituie un reper în dezvoltarea științei militare autohtone, rezultatele cercetării, recomandările și concluziile formate având caracter practic aplicativ imediat, care trebuie diseminate și aprofundate atât în instituțiile militare de învățământ, cât și în cadrul statului major al Unității Urmare, cât și statului major general al Armatei Naționale. Ținând seama de valoarea științifică ridicată a tezei de doctorat, elaborată de domnul doctorant Ciubar Iuri, aparatul științific, care este unul complex, biografie extinse, utilizată în lucrare, cât și originalitatea și caracterul inovator al tezei de doctorat, cu titlul Influența spațiului geografic, desfășurarea operațiunii militare pe teritoriul Turciei Moldova, apreciez că autorul acestea îndeplinește criteriile și standardele profesionale și de cercetare, în baza cărora să-i se acorde titlul științific de doctor în științe militare, specialitatea 581.01, artă militară. Data astăzi, 18 martie 2022 și semnată. Vă mulțumesc! Vă mulțumim și noi pentru intervenția dumneavoastră și conform vorbe, ce din urmă vor fi întotdeauna ce din zi sau invest. Îl invit pe domnul conferențiar universitar, dr. Gheorghe Mereuță, să susțină referatul dumneavoastră. Stimați președinte al Comisiei, stimați membri ai Comisiei, avizul meu se va axa pe combinarea perfectă a conceptului teoretico-științifice cu partea aplicativ-practică, ce ține de planificare și organizarea acțiunilor militare exclusiv pe teritoriul Republicii Moldova. Astfel, teza de doctor în științe militare a domnului Ciubar, prezentată astăzi spre susținere, constituie o analiză complexă și exhaustivă a spațiului geografic al țării noastre, precum și influența factorilor geografice asupra desfășurării eventualelor acțiuni militare. Astfel, cunoașterea din punct de vedere militar a spațiului geografic și interacțiunea acestuia cu procesul de planificare, organizare și mai ales a desfășurării operațiilor militare de nivel strategic permite folosirea justificată și aprofundată a principiului de întrebuințare creativă a elementelor geografice în acțiunile militare, ce constituie o cerință primordială în obținerea succesului. Condiții geografice, teritoriul, infrastructura și, în general, sistemul orografic și geomorfologic pot impune determinări în adoptarea unor concepte strategice și operaționale, particularități în organizarea structurii de forțe, dislocarea acestora în diferite zone geografice, alegerea tipurilor de manevră, precum și alinamentul de apărare și ofensivă strategice adoptate sau impuse. Pornind la aceste considerente, demersul științific de față propune o abordare multilaterală a evoluției luptei armate, funcție de factorul geografic, prin urmare scoate în evidență necesitatea cercetării minuțioase a domeniului, precum și impune recunoașterea geografiei militare ca componentă importantă a științei militare. De aceea, actualitatea și importanța problemelor abordate în prezenta cercetare sunt determinate de oportunitatea investigării și evaluarea nivelului, caracterului și amploarea operațiilor militare posibile, destinate fiind exclusiv Republicii Moldova. În același context, sunt relevate corelația și interdependența dintre elementele fizico-geografice naturale și cele artificiale, cu identificarea noilor forme și procedee de desfășurare a operațiilor militare, pornind la experiența militară, astfel valorificând obiective propuse într-un format tridimensional, științific, conceptual și mai ales aplicativ. Un obiectiv esențial al cercetării este influențat de particularitățile spațiului geografic al Republicii Moldova, care ar influența semnificativ desfășurarea eventualelor operații militare. Dificultarea cercetării constă și în adevărul de necontestat privind tratarea sub nivel al subiectului în literatura de specialitate. Noutatea științifică a tezei rezidă în faptul că pentru prima dată în știința militară în Republica Moldova, această
abordează problematica și instrumentarul geografiei militare raportate la nivelul strategic național și oferă o analiză geografico-militară completă a teritoriului statului. Analiza minuțioasă a evenimentului, fundamentată pe conținutul documentelor istorice și faptice al literaturii de profil, precum și analizei evenimentelor și fizionomiei mai recente a fenomenului militar contemporan, au condus către rezultate științifico-practice potrivite prognozării desfășurării acestora pe viitor. Complexitatea abordării problematice se datorează și faptului că aceasta a fost analizată multilateral, din care evidențiem realizarea unei sinteze de ansamblu a principalelor aspecte privind impactul epistemologic și dialectic al geografiei militare asupra războiului ca fenomen social, inclusiv al luptei armate. Prin urmare, conducerea operațiilor militare în cadrul unui război de apărare pe teritoriul Republicii Moldova va avea rezultate scontate dacă în pregătirea de desfășurare acestora se vor lua în calcul caracteristici strategice ale spațiului geografic și influența lui asupra luptei armate. Capitolul 1. Intitulat Determinări conceptuale prin geografie militară, s-a realizat analiza principalul concepții teoretice, în special semnificația geografiei militare ca o ramură interdisciplinară și integratoare, strâns conectată cu știința militară. Cercetarea efectuată pe baza literaturii existente din domeniu a identificat obiectul de studiu al geografiei militare, care cuprinde spațiul geografic, toate elementele sale naturale și artificiale, potențialul de război al statului din spațiul analizat, precum și influența acestora asupra acțiunilor militare. De asemenea, este importantă analiza așezării geografice a unui stat, care influențează în mare măsură situația lor geopolitică, geostrategică și capacitatea de apărare a acestuia. Cel de-al doilea capitol, titlul Spațiul geografic al Republicii Moldova și influența lui asupra desfășurării operațiilor militare, evidențiază factorii geografice și de mediu, precum și influența acestora asupra acțiunilor militare. Dintre multitudinea acestora, analizați minuțios din punct de vedere al influenței lor asupra desfășurării operațiilor militare, scoate în evidență și menționăm existența unei rețele hidrografice consistente care creează impedimente naturale, dezavantajând atacatorul ofensiva, deci ofensiva, și scoate în avantaj aparatorul. Are posibilitatea de a incitidi sau reduce considerabil intensitatea ofensivă adversarului sau chiar să o oprească. Deci cursul de apă constituie element de importanță operativă, uneori strategice, iar menționate în lucrare fluviile Nisului și Râul Prut reprezintă importante elemente de evaluare strategică ce favorizează apărarea strategică a Republicii Moldova. Iar în ultimul capitol, titulat Fizionomia operațiilor militare desfășurate în zona de operații din Nord și de Sud ale Republicii Moldova, reflectă evoluția fenomenelor și procesul desfășurării conflictului militare mai recent. Din această perspectivă, autorul identifică necesitatea de a fundamenta științific particularitățile planificării, organizării și desfășurării acțiunilor militare. Unul dintre elementele cheie în desfășurarea operațiilor o constituie structura operației cu elementele sale definitorii, grupare de forțe necesare de a acționa pe direcții strategice și operative corespunzătoare, dispozitivul de operație, sistemul de lovire și amenajare genistică, ceea ce diferă substanțial de nivelul tactic descris detaliat în teză. În acest context, menționez autorul, dinamica acțiunilor militare se va schimba rapid, pentru că trupele se vor confrunta cu multitudine eminente în cadrul câmpului de luptă modern și în afara lui, funcție de formele de operație. Prin urmare, fizionomia acțiunilor militare determină luarea măsurilor de primă urgență privind constituirea grupării de forțe, funcție de nivelul operației militare. Totodată, constituirea acestor grupări impune o serie de măsuri în vederea realizării cu succes a scopurilor operației și necesită acordarea unei atenții sporite și repartizarea forțelor între eșaloane. Prin urmare, dispozitivul de operație constituie pilonul cel mai important în structura operării sau ofensivei, ce influențează nemilucit asupra desfășurării celorlalte elemente, cum ar fi sistemul de lovire, amenajarea genistică a terenului, modul de acțiune a forțelor și mijloacelor. Pornind de la faptul de ce determină desfășurarea luptei armate,
Ce ține de constituirea dispozitivelor, se impun adoptarea diverselor forme de dispozitive pe care le iau forță pe timpul planificării și desfășurării acțiunilor militare, fapt care reprezintă un principiu cheie în vederea constituirii grupărilor de forțe și mijloace. În concluzie, menționez, luate ansamblu, este de doctor în științe militare domnul Ciubară, cu titlul menționat, reprezintă rezultată presustenerea la solidaritatea 581.01 în militară, prezintă un incontestabil interes științific, este de o bună calitate, corespunde tuturor cerințelor anumitate față de asemenea lucrări, iar autorul merită să se conferi titlul de doctor în științe la specialitatea solicitată. Semnătura data de astăzi. Mulțumesc! Da, stimate domnule președinte, eu eram relaxat cu gândul că mi-a făcut deja datoria prezentând referatul. Deci... Întotdeauna gata. Stimați colegi, eu am avut ocazia să fiu în comisie de doctorat, cred că vreo 20, dintre care mai multe în România, apropo, decât în Republica Moldova, dar toate au fost în domeniul geografiei sau tangente cu geografia și pentru mine este o premieră să asist la susținerea unei teze în domeniul artei militare. Având în vedere faptul că lucrarea este totuși interdisciplinară și îmbină geografia cu militaria, eu mă pot pronunța referitor la componenta geografică. Și afirm cu tărie și convingere că, din punct de vedere științific, această componentă este acoperită perfect. Vă mulțumesc! Mulțumim! Invit pe domnul profesor Marian Stancu să le spună punctul dumneavoastră de vedere. Vă mulțumesc, domnule președinte, stimați colegii, am funcționat la va fi exact la fel de spune ca cea a distinsului profesor pe apropiterea etapa. Și eu aș vrea să spun de întâlnă trei aspecte care fac, de fapt, sunt piesele de rezistente și intau cu caracter de profundă cercetare științifică. Primul este acela care a reușit să impună în geografia cercetare ce ne propune că o impune ca o ramură de studiu în ceea ce înseamnă învățământul de teatru Republica Moldova. Cea de-a doua direcție este cea legată de șerpia cu părțile să recunosc că a fost extrem de curajos doctoratul în momentul în care a părțit teritoriul Moldovei pe două zone de operații distincte pe care le-a analizat foarte corect și să dea cuvântul meu că să nu fim cea trebuie să le folosim în practică, dar să în situația care va fi nevoie să fie eficiente și cea de-a treia și nu ultima este legată de aspectele legate de această interdependență cu unul care reușit să rezolve problema geografia ca știință de sine dătătoare versus geografie militară. Deci a fost o combinare un tu, dacă nu a fost un merlanici, perfect, scoțând în evidență, cum e ca și normal, rolul geografiei militare în pregătirea și rezolvă operații militare. Nu neapărat cu teritoriul Moldovei, ci în general în operații militare. Vă mulțumesc! Vă mulțumim și noi, domnule profesor. Îl invit pe domnul profesor Laurențiu Rigole să-și spună punctul de vedere. Domnilor, lucrarea de față, teza de doctorat a domnului Iurii Ciupar, este o lucrare excelentă. Și nu fac o apreciere la o categorie gratuită. Este excelentă prin faptul că este originală. Sigur, nu a avut pe unde plagia așa ceva. Este o lucrare excelentă pentru că în bine anul 1920 științele geografice cu științele militare
la temele comisiei. Eu vreau să menționez valoarea științifică a lucrării din mai multe comisii. Nu s-a menționez valoarea științifică a lucrării din mai multe, din câteva considerente, nu mai multe. În primul rând, este o primă lucrare, într-adevăr, în cestiune de geografie militară, descrierea complexă, exhaustivă, cum menționa ta, a teritoriului, din punct de vedere geografic, al Republicii Moldova. Poate, și este un material care poate și trebuie să fie folosit de către militari, și chiar în sistemul de învățământ la toate niveluri, începând cu licența, masterat și doctorat. Și a doilea, considerent cel mai important, eu aș zice, că conceptele teoretico-științifice se combină perfect cu cele practice și ar fi bine ca sistemul național de apărare să preia ce am spus și eu insist pe această afirmație, ca operațiile militare de nivel strategic operativ în Armata Națională, cât de cât să fie cel puțin planificate, organizate, ținând cont de momentele descrise în teză, cu privire la operațiile de susurare la nord sau la sud, că geografia militară este un factor foarte important în determinarea și a dispozitivului și a scopurilor și mai departe. Mulțumesc! Arhitectura acestei teme, da, pot să văd pe domnul conferențiar universitar dr. Igor Sofronescu, la un punct de vedere, pe o concluzie pe scurt, ultimul moment, cu puteți să susțineți calitatea științifică a acestei teze. Vă mulțumesc, domnul profesor. Nu doresc să mă repet, este o lucrare originală, cum au menționat și colegii, în premieră pentru Academia Militară, cât lucrarea la tema dată, atât și pentru școala doctorală a Academiei Militare. Este prima teză care se susține, este la susținere publică, în cadrul școlii doctorale a Academiei Militare. Așa că sper că lucrarea dată va fi, ca finalitate, va fi o monografie, ori un manual, ceea ce ține de o sursă bibliografică pentru Academia Militară și nu numai. Vă mulțumesc, domnul profesor. Domnul și pe domnul lector universitar Stan Anton să reprezinte punctul dumneavoastră. Da. Stimați doctoranți, stimați membrii ai comisiei, am relevat pe parcursul prezentării de fapt că tema aceasta de cercetare a fost foarte puțin reflectată în literatura despre cea autohtonă. Permite să apreciem un grad de origine verificat cu aplicabilitate directă de perspectiva rezultatelor cercetării științifice. Adică, așadar, o aplicabilitate practică accentuată, recunoscută fiind de către profesioniștii arte militare, influența și impactul spațiului geografic asupra desfășurării militare armate. Lupta armată contemporană, așa cum demonstrează și acțiunea militară, cumva convențională la nivel tactic și operativ din spațiul ucrainean, deși se bazează foarte mult pe tehnologii înalte, sisteme moderne de comandă și control, sisteme de armament și supravegherea cu interruptă, presupune utilizarea creatoare a caracteristicilor fizico-geografice ale terenului din zone de operații sau raioane de luptă pentru realizarea troperilor de armate. Fie că ne găsim în ofensivă, în apărare, ducem acțiuni de întârziere sau de hărțuire. Și cu atât mai mult, dat fiind faptul că doctorandul pe parcursul acestei cercetări a avut sau a elaborat o ipoteză privind repoziționarea strategică a principalelor
Aș dori să acum e telefonul meu să sună. Scuzați. Aș dori să subliniez efortul doctorandului în parcursul desfășurării cercetării în acești, iată, aproape 6 ani. Efort care, iată, este, din perspectiva aprecierilor dumneavoastră, este încurcat de succes. Fiind o premieră atât pentru Academia Militară a Forțelor Armate, Alexandru cel Bun, dar și pentru dumnealui. Iată, avem aici un fost comandant, comandant la cel mai înalt nivel, a comandat două primezi în partea așa de Cimadova, cu experiență vastă în domeniul operațional, cu o experiență de război din Afganistan, care, prin raționamentele strategice și operative pe care le-a aplicat în efortul de cercetare, a dus la rezultate științifice, spun eu, care sunt valide și care pot fi aplicate în practică. Mulțumesc mult, am fost onorat să fac o contribuție la desfășurarea acestui efort de cercetare. Vă mulțumesc frumos. Conform procedurii, o să invit pe secretarul comisiei, domnul conferențiar universitar dr. Gheorghe Mereuță, să ne aducă la cunoștință dacă mai sunt avize referitoare la teză incluse în dosarul candidatului. Domnule președinte, alte avize referitoare la teză susținute astăzi public nu sunt. Conform procedurii școlii doctorale, candidatul Iurie Ciubara poate fi invitat de membrii comisiei să comenteze asupra unor valori științifice ale tezei, dar cred că nu este cazul, pentru că membrii comisiei au avut un laudat vis-a-vis de valoarea științifică a tezei. Drept urmare, trecem către finalul acestei ședințe și vă rog să-mi permiteți să prezint referatul la teza de doctorat a domnului doctorand Iuri Ciubara, condusă cu competență de către conducătorul științific și de către consultantul științific, care au contribuit, spun eu, semnificativ la realizarea acestui demers. Teza de doctorat în discuție abordează o problemă de actualitate în condițiile în care asistăm la o deteriorare progresivă a situației de securitate în regiune. Arhitectura de securitate regională și chiar globală este una instabilă și dificil predictibilă, manifestându-se în parametrii unui teren competițional în care se redefinesc sistemele de referință, reperele raționale și nivelul de ambiții determinate de seturi de valori și interese cu direcții de multe ori divergente. Contextul geopolitic și militar premergător susținerii acestei teze de astăzi a fost caracterizat de o evoluție surprinzătoare a evenimentelor politico-militare, care au schimbat radical modul de abordare a securității la nivel european și mondial. Geografia, prin mijloacele specifice a abordărilor sale tradiționale, contribuie semnificativ la o mai bună înțelegere a mediului în care se desfășoară acțiunile umane. Geografia militară, componenta științei militare, asigură o mare parte din suportul necesar epistemologiei acțiunii militare, oferind prin obiective, modalități de cercetare științifică și instrumente de lucru specifice, o bază de plecare pentru abordarea multidimensională a legităților acțiunii militare și la operaționalizarea scenariilor posibile de acțiune a forțelor militare. Lucrarea cuprinde detaliat aspecte ce țin de utilitatea practică a geografiei militare, evidențiind contribuția acesteia la obținerea unor rezultate și formularea unor concluzii referitoare la caracteristicile teatrului acțiunii militare, cunoașterea influențelor geomorfologice și geoclimatice asupra strategiei, artei operative și tacticii, utilizarea în scopuri militare a resurselor economice și demografice, și, în ultimul rând, stabilirea rolului detaliilor de planimetrie asupra luptei și a operației. Autorul analizează cu minuțiozitate câmpul de referință a geografiei militare în egală măsură cu impactul pe care spațiul, prin caracteristicile sale,
sale pălarea asupra luptei armate. Prin aceasta se conturează un tablou complex al realităților ce definesc spațiul de luptă, precum și o serie de determinante ale luptei armate și anume determinante economice, determinări politice, culturale, sociale, tehnologice și așa mai departe. Concluzia la care se ajunge este aceea că, în funcție de modul cum structurile de comandă vor reuși să folosească informațiile geografice, pot planifica, organiza, coordona și controla forțele din subordine, astfel încât misiunile să fie executate cu succes, consumându-se cât mai puține resurse și înlăturând pe cât posibil pierderile umane. În teză au fost supuse cercetării evoluția pe parcursul timpului a geografiei militare, au fost relevate corelația și interdependența dintre elementele fizico-geografice și legile luptei armate, s-a identificat evoluția și apariția unor forme și procedee de desfășurare a operațiilor militare, elaborare originală și conceptualizată exclusiv pe teritoriul Republicii Moldova. Actualitatea și importanța practică majoră a tezei este justificată de problemele supuse cercetării, de investigarea problematicii pentru teritoriul Republicii Moldova, iar rezultatele obținute pot fi utilizate într-un format tridimensional, științific, conceptual și aplicativ. Ipoteza fundamentală de cercetare care a stat la baza efectuării acestui demers științific a fost următoarea. Conducerea operațiilor militare în cadrul unui război de apărare pe teritoriul Republicii Moldova va avea rezultatele scontate dacă în pregătirea și desfășurarea acestora se vor lua în calcul caracteristicile spațiului geografic și influențele asupra luptei armate. În opinia autorului, scopul principal al prezentei teze de doctorat reprezintă demonstrarea importanței geografiei militare prin elucidarea semnificației elementelor fizico-geografice și operaționalizarea conceptului de împărțire a teritoriului pe zone de operații în vederea unei mai bune planificări, organizări și executări a operațiilor militare în contextul apărării și asigurării securității statului. Bineînțeles că pentru îndeplinirea acestui scop, doctorandul stabilește obiective de cercetare care au fost prezentate puțin mai devreme de antevorbitorii mei. Și nu o să mai insist asupra acestor. Abordarea științifică a obiectivelor de cercetare a vizat utilizarea unor metode moderne de cercetare referitoare la investigarea surselor documentare, prezentarea unor instrumente de analiză a mediului operațional, scenariul ipotetic și analiza deductivă, observarea, raționamentul și alte metode specifice cercetării domeniului științe militare. Fără îndoială, abordarea unei chestiuni atât de ample a presupus o atentă sistematizare a informațiilor și cunoștințelor concomitent cu exprimarea poziției și punctelor de vedere ale doctoranului. Bibliografia consultată cuprinde cele mai reprezentative publicații referitoare la domeniul tratat, iar lucrările referitoare strict la tematica lucrării sunt de dată recent. Prelucrarea și analizarea datelor este rigoros realizată evidențiindu-se capacitatea de interpretare a acestora de către doctorand în concordanță cu obiectivele formulate. Consider că capacitatea analitică a autorului și expertiza conducătorului de doctorat au facilitat realizarea acestui demers științific într-o manieră atractivă, coerentă și logică. Este evidentă încercarea autorului reușită pe deplin, în opinia mea, de a convinge asupra logicii noțiunilor exprimate și prin explorarea mai multor idei al unor specialiști în domeniul abordat. Din perspectivă structurală, pot afirma că teza de doctorat corespunde rigorilor și normelor în domeniu. Complexitatea temei abordate l-a determinat pe autor să recurgă la organizarea lucrării pe trei capitole, al cărui conținut este completat cu un număr de 27 de anexe. Datele și conținutul acestor anexe sunt utile pentru subiectul tratat. În primul capitol, autorul a identificat și analizat sub diferite aspecte principale concepte teoretice asupra geografiei și, în special, semnificația geografiei militare.
În vederea realizării acestei cercetări interdisciplinare, autorul evidențiază rolul și importanța geografiei militare, identifică principalii factori care au stat la originea geografiei militare, precum și justificarea apartenenței la știință militară. În opinia autorului, între geografia militară și celelalte componente ale științei militare, există o strânsă legătură de determinare care contribuie la studiul combinației dintre mediul geografic și forțele militare. În capitolul, sub capitolul 1.3, cu titlul Spațiu și lupta armată, se evidențiază și sistematizează factorii prin care se realizează analiza spațiului geografic. Aplicarea elementelor de analiză geografico-militară conduce la elaborarea unor produse de informații anticipative referitoare la cursurile cele mai probabile de acțiune. În opinia doctorandului, doar prin elaborarea unui studiu amplu va fi posibilă determinarea din timp a unor spații ce pot deveni zone de acțiuni militare, iar studiul obiectivelor, direcțiilor și aliniamentelor de valoare strategică, operativă sau tactică constituie o cerință de bază în procesul de planificare a operației. De asemenea, autorul evidențiază relația dintre conceptele geografice și aplicarea legilor și principiilor de armată în elaborarea concepțiilor, doctrinei de întreprinzare a diverselor categorii de forțe, dar și contribuția acestora la asigurarea multilaterală a forțelor armate în vederea pregătirii și desfășurării acțiunilor militare. În capitolul 2, intitulat Spațiul geografic al Republicii Moldova și influența lui asupra desfășurării operațiilor militare, doctorandul își axează cercetarea asupra descrierii geografico-militare a teritoriului Republicii Moldova și influența factorilor geografici specifici asupra acțiunilor militare. În opinia doctorandului, în cel de-al doilea subcapitol din această componentă a tezei, este important în analiza și determinarea importanței și semnificației geografico-militare a teritoriului Republicii Moldova, descrierea teatrului de acțiuni militare de sud-est. Autorul constată că Republica Moldova este situată pe o direcție strategică, cea de nord-est, cuprinzând trei direcții operative, respectiv direcția operativă Podolică, direcția operativă centrală ucraineană, Direcția operativă sud-est ucraineană. În următorul subcapitol cu titlul Zonele de operație ale Republicii Moldova, doctoratul realizează o analiză a unei posibile delimitări a zonelor de operații de pe teritoriul național și caracteristicile acestora, considerând că această abordare a fost o problemă mai puțin elucidată în literatura de specialitate autohtonă. Fundamentarea teoretică susține propunerea autorului ca teritoriul țării să corespundă unui număr de două zone de operații de nord și de sud. Studiul efectuat asupra teritoriului național prin prisma analizei geografico-militare a descris și analizat principale direcții operative strategice și operative, aliniamente strategice operative, precum și ipotezele probabile de agresiune care constituie element cheie al întrebuițării forțelor armate în aceste zone de operații. Capitolul 3, în opinia mea, reprezintă o componentă importantă a cercetării științifice doctorale, deoarece prezintă unele ipoteze asupra unui eventual conflict armat pe teritoriul Republicii Moldova. Din această perspectivă au fost studiate de către doctorat particularitățile teatrului de acțiuni militare, dispunerea Republicii Moldova, obiectivele de valoare strategică și operativă, direcțiile și aliniamente de apărare din țară, iar în urma studiului au fost prezentate unele cursuri de acțiune care, în opinia doctorandului, postă la baza unor planuri de apărare a statului. Cercetarea din acest capitol se justifică pe deplin, având în vedere că, așa cum se sesizează autorul, printre factorii determinați cu o pondere deosebită stabilirea structurii și tipologiei operațiilor militare, este factorul fizico-geografic. În opinia autorului, în cazul Republicii Moldova, analiza caracteristicilor teatrului de acțiuni militare, a zonelor de operații și amploarea unor operații militare probabile, conducerea acestora ar
ar trebui să se realizeze din puncte de comandă staționare, la nivel strategic și operativ, iar la nivel operativ tactic, punctele de comandă mobile ar fi cele mai eficiente. În subcapitolul 3.2 este dedicat cercetării modului de desfășurare a acțiunilor militare în formele de bază ale luptei armate. Apreciez faptul că doctoratul lămurește prin argumente științifice importanța sistemului de lovire pe toată durata acțiunilor de luptă, indiferent de tipul de operație. În acest sens, propune chiar elaborarea și introducerea unei proceduri de organizare a cooperării între forțe luptătoare și cele de sprijin de luptă în cadrul procesului de pregătire a acțiunilor militare. În sfârșit, în subcapitolul 3.3, sunt descrise și analizate unele ipoteze privind desfășurarea războiului de tip hibrid pe teritoriul național. În opinia autorului, acțiunile în războiul hibrid trebuie să contribuie la revizuirea conceptului de apărare și să prevadă planificarea, pregătirea și desfășurarea unor activități în comun de către toate structurile de forțe pentru a face față riscurilor și amenințărilor de tip hibrid. Realitățile actuale referitoare la amenințările hibride ne determină să regândim modalitatea de răspuns militar la aceste tipuri de amenințări. Din această perspectivă, consider că ar trebui ca doctorandul să continue să aprofundeze studiul asupra corelației dintre tipul de amenințare identificat, factorul geografic specific zonei de acțiune, reacția forței militare pentru pregătirea unor scenarii de acțiune încă din timp de pace pentru situații de criză sau război. Teza de doctorat este finalizată cu numeroase concluzii, a căror conținut științific fundamentează și oferă valoare studiului realizat, evidențiindu-i dificultatea și complexitatea. Succesiunea în care doctorandul a abordat tematica aleasă i-a conferit acestuia posibilitatea unui studiu profund, original și detaliat al complexei problematice aferente. Teza beneficiază de o serie de linii directoare bine trasate de mersul științific în sine, dispunând și de o solidă coerență internă. Caracterul aplicativ al lucrării de doctorat elaborate este demonstrat prin reușita autorului în a evoca semnificația practică a raționamentelor teoretice, acestea servind ca bază pentru apariția unor direcții și aspecte noi în cercetarea subiectelor circumscrise temei tezei, abordate în condițiile specifice Republicii Moldova, care ar putea contribui la soluționarea unor probleme vitale de securitate națională. În concluzie, apreciez că teza de doctorat elaborată de către domnul Iurie Ciobara, cu tema Influența spațiului geografic în desfășurarea operațiilor militare pe teritoriul Republicii Moldova, este o lucrare valoroasă, de nivel științific ridicat și consider că autorul întrunește condițiile pentru a obține titlul științific de doctor în domeniul științe militare, specialitatea 581.01, artă militară. Vă mulțumesc pentru atenție și vă rog să-mi permiteți să concluzionez și asupra activității pe care am desfășurat-o împreună în această comisie. În opinia mea, eu apreciez că activitatea desfășurată în cadrul acestei comisii pentru susținerea publică a tezei doctorat și a desfășurat activitatea în condiții foarte bine, de înaltă ținută științifică și profesională. Apreciez totodată coordonarea activităților de pregătire a acestei ședințe de susținere a tezei doctorat și sprijinul pe care l-am primit din partea directorului școlii doctorale, domnul conferențiar Butuc, căruia îi mulțumesc pe această cale. În continuare, rog audiența să lase comisia de doctorat pentru a vota calificativele într-o ședință numai cu membrii comisiei. Și rog membrii comisiei să trecem pe... să intrăm în discuții pe link, fără prezența la doamnești de cei din comisia de doctorat. Vă rog să-mi permiteți să dau cinci.
doctorat. Urmată prin votarea Consiliului Științific al Academiei Militare a Forțelor Armate Alexandru cel Bun din 6 octombrie 2021, în rezultatul susținerii publice de către Ciubana Iurie, atât de doctor în științe militare, la specialitatea 581.01, artă militară, cu titlul Influența spațiului geografic în desfășurarea operațiilor militare pe teritoriul Republicii Moldova. Teză susținută pe data de 18 martie 2022, Comisia a concluzionat următoarea. Teza de doctor în științe militare cu titlul Influența spațiului geografic în desfășurarea operațiilor militare pe teritoriul Republicii Moldova prezintă o lucrare științifică respectabilă, întrunește exigențele de conținut și de formă stabilite. Principalele teze și concluzii au fost discutate în cadrul conferințelor științifice la care autorul a participat, iar altele au fost reflectate în publicațiile lui științifice. Rezumatele prezentate conțin principalele idei, concluzii și recomandări ale tezei. Teza corespunde cerințelor înaintate de actele normative în domeniu. În procesul de evaluare a tezei de doctorat, fiecare membru al comisiei de doctorat a atribuit propriul calificativ pentru fiecare criteriu stabilit și în rezultatul calculului pentru fiecare criteriu s-a obținut media și calificativul general al tezei de doctorat. Având în vedere cele constatate, comisia de doctorat a hotărât, a atribuit tezei de doctor în științe militare influența spațiului geografic în desfășurarea operațiilor militare pe teritoriul Republicii Moldova, elaborată de Iurie Ciubara, calificativul foarte bine. A propune de acordat domnului Iurie Ciubara titlul de doctor în științe militare la specialitatea 581.01, artă militară. Pentru atribuirea calificativului respectiv și propunerea de acordare a gradului științific de doctor în științe militare domnului Iurie Ciubara, comisia de doctorat, în prezența a 7 membri, din numărul total de 7, a votat în felul următor. Pentru 7, contra 0. Prezenta rezoluție se înaintează spre validarea Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare. Felicitări, domnule Ciubara, să vă dea Dumnezeu sănătate, să vă bucurați de acest... În continuare, ofer cuvântul de încheiere candidatului la titlul științific de Stimate domnule președinte și membri comisiei de doctorat, pe final, dați-mi voie de a-mi exprima de plină recunoștință pentru efortul pe care l-au depus membrii comisiei de drumare în acest parcurs de cercetare în cadrul studiului în școală doctorală. Totodată, vreau să exprim sinceră mulțumire membrilor Consiliului Științific al Academiei pentru intervențiile utile la nivel de conținut și formă lucrării de doctorat. În această ordine de idei, cu recunoștință mă adresez dumneavoastră, stimate domnule președinte, referent oficial, domnul secretar, pentru munca depusă în evaluarea lucrării de doctorat la etapa finală a procesului de evaluare. Apreciez cu deplină recunoștință că rezultatul acestei demnări de cercetare nu ar fi fost posibil fără suportul incontestabil al conducătorului și consultantul științific, respectiv domnul doctor Igor Safronești și domnul doctor Stanton. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumim și ar vrea înainte de a încheia ședința să mulțumesc încă o dată membrilor comisiei pentru efortul depus și să vă dea Dumnezeu sănătate să ne mai putem întâlni în asemenea situații de o mare valoare și ținută științifică. Declar închisă ședința Comisiei de Susținere Publică a